Bună ziua și bine ați venit la Activatorul de Comunicare Digitală pentru ONG-uri. Un eveniment, după cum îi spune și numele, proiectat să declanșeze și să repornească procesele de comunicare din echipele non-profit mici și mijlocii. Numele meu este Natalia Șeremet și fac parte din echipa Asociației TechSoup România, care este un centru de resurse de tehnologie, dar și resurse de învățare a tehnologiei pentru ONG-urile din România și Republica Moldova. Organizăm Activatorul de Comunicare Digitală alături de prietenii noștri de la EventMix, care ne și găzduiesc pe această minunată platformă. Și împreună vrem să deschidem live-ul de astăzi prin a vă mulțumi pentru că ați ales să petreceți această după-amiază alături de noi și ați ales să participați la această experiență de învățare. Ne bucurăm să vedem că există un interes ridicat față de subiectul comunicării și ar fi straniu dacă ar fi altfel, pentru că mandatul nostru de ONG-ist vine cu angajamente complexe, printre care și faptul că în comunicarea noastră noi nu trebuie doar să distribuim informații despre binele pe care îl facem sau despre comunitățile pe care le servim, ci prin comunicarea pe care o facem trebuie să încercăm să ajutăm, să inspirăm, să educăm, să schimbăm atitudini și comportamente și să prevenim sau să combatem anumite fenomene sociale. Dar cum putem face asta într-o lume supra-saturată de conținut? Cum mai reușim să ne evidențiem sau să atragem atenția unor donatori? Mai ales dacă suntem un ONG micuț și fără un om de comunicare în echipă. Încercăm astăzi cu vorbitorii noștri, care sunt și oameni cu expertiză verificată din domeniul non-profit al comunicării și marketingului, să fixăm niște puncte de reper de care să ne ghidăm în toată înghesuiala asta digitală și reală în care trăim. Avem multe de discutat, așa că urmează 3 ore dinamice împărțite pe 4 paneluri. Pregătiți-vă și înarmați-vă cu întrebări, pentru că la final de fiecare panel vom încerca să răspundem întrebărilor dumneavoastră și pe care vă rugăm să le adresați încet, de unde noi le vom prelua. Vă încurajăm să fiți activi și să nu ne lăsați fără acele întrebări. Astea fiind spuse, haideți să activăm puterea comunicării și să aflăm de la primii noștri vorbitori de ce e importantă comunicarea pentru un ONG, cum ne ajută comunicarea consecventă și făcută la timp și la ce atrag atenția specialiștii din sustenabilitate sau CSR atunci când decid să susțină un ONG cu o finanțare. Îi avem alături de noi pe scena de discuții pentru aceste topicuri pe Maria Duduman, fondatoarea platformei Fă Bine. Maria este o visătoare pragmatică care de 12 ani construiește comunități și creează parteneriate pentru diferite organizații. Alături de Maria îl avem pe Cătălin Dinu, care este director executiv al Asociației Niciodată Singur, Prietenii Vârstnicilor. Cătălin, timp de mai bine de 7 ani, a fost consultant freelancer de comunicare, design și fundraising și a ajutat mai multe organizații non-profit din România să arate, să vorbească și să strângă fonduri mai bine. Și mai avem în acest panel, o avem și pe Iustina Neagu, care va prezenta astăzi perspectiva donatorului. Iustina este Head of Sustainability la Enel România și a lucrat 9 ani de zile în sectorul non-profit. Iar acum Iustina gestionează parteneriate strategice cu organizațiile non-profit cu focus pe acces la educație, acces la energie, creștere economică, acțiuni climatice și viață terestră. Dragi activatori, scena virtuală vă aparține. Mulțumim, Natalia. Mulțumim pentru introducere, mulțumim ție și întregii echipei TechSoup pentru că ați făcut acest eveniment să existe astăzi. Eu sunt onorată să moderez acest panel și să iau alături pe Cătălin Dinu și Iustina Neagu, 2 profesioniști de excepție. Am fost absolut impresionată să văd parcursul lor și tot ce au reușit să facă, astfel încât, dragi participanți,
pregătiți-vă pentru 50 de minute de învățare accelerată. Să știți că noi ne-am pregătit cu foarte multe lucruri pe care vrem să vi le transmitem și care să vă fie cu adevărat de folos. De aceea, eu, sincer, vă recomand să aveți și o foaie de hârtie și un pix lângă voi, fiindcă veți avea ce lua din conversația noastră. Povestim foarte mult despre ce înseamnă comunicare și de foarte multe ori când ajungem într-un ONG mic și chiar și mediu, avalanșa de soluții de comunicare, când auzim și LinkedIn, și Facebook, și mail-uri, și newslettere, și SMS-uri, și telefoane, efectiv ne poate copleși în asemenea măsură încât să zicem stop, nu sunt pregătită pentru asta încă, mă concentrez pe ce am nevoie să fac, importanți pentru mine sunt beneficiarii și practic renunțăm astfel la un instrument care poate fi extraordinar de util, care ne poate ajuta să creștem și care ne poate ajuta să efectiv să ne facem munca chiar mai bine. Și atunci aș începe conversația noastră de astăzi cu o întrebare pe care o adresez atât lui Cătălin cât și Justinei. Ce este de fapt comunicarea? Și ce își propune ea să obțină? Fiindcă îmi dau seama că în momentul în care reușim să facem claritate în legătură cu acest aspect, o să ne fie mai ușor și nouă și fiecărui ONG să aleagă cele mai potrivite căi pentru a face o comunicare eficientă. Așadar, revin la întrebare. Ce este comunicarea, de fapt, și care sunt obiectivele ei? Încep tu, Cătălin, că te deschizi microfonul. Nu știu, am deschis microfonul ca să o invit pe Justina, dar pot să încep și eu. În primul rând, bună ziua tuturor și mulțumesc TechSoup de invitație. E o întrebare bună, dacă e să începem cu ce este comunicarea. Cred că esența comunicării e suma tuturor lucrurilor care să ne ajute să avem o prezență mai bună, să fim cunoscuți, să atragem fonduri, să atragem beneficiari, să găsim noi parteneri. Practic este o mică oală din care e foarte important, cum ai zis și tu, să ne alegem fix lucrurile de care avem nevoie sau fix lucrurile care ni se potrivesc. Pentru că e foarte trendy, cum spuneai, să nu știu, să-ți faci un cont de TikTok ca organizație, să postezi un filmuleț și după aia să renunți. Sau să ai un cont de Instagram sau să dai telefoane tuturor donatorilor. Lucrurile astea trebuie făcute în etape, trebuie testate în primul rând să vezi ce merge, ce nu merge și dincolo de orice, înainte să pleci la drum, trebuie să-ți faci un mic plan cu unde vrei să ajungi. Cred că de acolo începe comunicarea. Comunicarea ne dă, hai să spunem, noi avem un drum al organizației cu unde vrem să ajungem și hai să spunem că comunicarea devine, nu știu, suma tuturor semnelor de circulație și a pit stop-urilor unde te mai oprești să mai bei o cafea și a copacilor de pe drum ca lucrurile să fie frumoase și sănătoase până tu ajungi la un rezultat. O las și pe Justina ca să nu monopolizez. Mulțumesc, eu chiar de fapt voiam să te invit, Cătălina, așa că foarte bine că ai răspuns tu primul, pentru că eu nu mă consider specialist în comunicare, așa că mă gândeam că probabil există în alt loc expertiză pentru răspunsul la întrebarea asta. Cred că nu știu dacă e nevoie să adaug, cred că Cătălina a reușit să zică în cuvinte foarte simple cam cum ar trebui să ne gândim la comunicare, poate doar în contextul organizațiilor non-profit. Știu că întotdeauna comunicarea este văzută ca fiind o provocare și cred că și pe bună dreptate, într-o mare măsură, cred că nu ne putem compara într-adevăr, cred că atunci când vorbim de resurse, contează ce poți să faci cu mai multe sau cu mai puține resurse, însă da, cred și eu că ea este esențială atâta timp cât este conectată corect de misiunea organizației, cred. Adică atâta timp cât comunicarea servește la atingerea impactului pe care organizația își propune să-l atingă și cred că în afară de misiunea organizației, așa cum spunea și Cătălin, supraviețuirea, dezvoltarea și creșterea organizației sunt iarăși la fel de importante. Și atunci, chiar dacă nu avem multe resurse, într-adevăr e un soi de provocare, dacă vreți, mai ales pentru organizații mici cu puține resurse, cred că e important totuși să găsim pârghii de comunicare care să servească acestor, să spunem, două mari obiective. Nevoia de creștere, dezvoltare și menținerea în viața organizației și nevoia de apropiere de misiunea organizației prin impactul pe care îl avem.
Mulțumesc mult pentru răspunsul la această întrebare. Fiindcă tu este ne-ai spus că nu ești expert în marketing, însă experiența ta în zona de fundraising este foarte valoroasă și din ea putem extrage foarte multe lecții pentru noi, din ce te interesa pe tine, din cum structurai tu partea de interacțiune cu părțile interesate, că ajungem și aici. Întrebarea mea care se adresează acum în primul rând lui Cătălin este: cu cine comunică ONG-urile de fapt? Cu cine sau cu cine ar trebui să comunice ONG-urile? Cred că și asta pleacă de la listuța aia, de la planul de comunicare sau strategia de comunicare înainte de plan. ONG-urile trebuie să comunice cu cine vor ele în principal, dar trebuie să găsească stakeholderii care aduc beneficiu cauzei, care aduc beneficiu misiunei sau care sunt interesați de ea. Acum, putem să comunicăm, e această sintagmă care mie nu-mi place deloc, către publicul larg. Dacă iei și brandurile, pentru că mie îmi place să spun că și ONG-urile sunt branduri până la urmă și trebuie să avem un pic în minte acea parte că suntem un brand, trebuie să ne clădim un brand, că doar așa putem să ne îndeplinim misiunea. Ori, branduri importante nu comunică pentru toată lumea sau nu își fac ad-uri pe social media targetând general population. Găsești oameni cu interese care i-ar putea apropia de brandurile, de misiunea ta. Așa e și la organizații. Cred că e foarte important, pentru că, la fel ca Iustina, am un background de fundraising și I put that first. E foarte important să vorbim cu sponsorii noștri, să vorbim cu donatorii noștri sau cu potențial sponsori și donatori care ar putea să susțină misiunea. În organizația pe care o conduc e foarte important, de asemenea, să vorbim cu potențialii beneficiari, să vorbim cu potențialii voluntari, dar și cu existenții voluntari și beneficiari, pentru că e legea aceea că din moment ce ai atins un om, e mult mai ok să-l păstrezi decât să atingi încă unul. Și așa se construiește până la urmă o comunitate de susținători. Dincolo de asta, e normal că avem și momente când vrem să ieșim în fața întregii luni și să vorbim și asta ne ajută foarte mult. Dar cred că o comunicare eficientă trebuie să plece în primul rând de la categoriile pe care noi le vizăm ca și organizație și apoi de-abia să ne dorim să fim foarte publici cu mesajul nostru sau e clar că ne dorim, dar să punem foarte mult efort în zona aia. Aia cred că trebuie să vină la urmă de-abia după ce ne-am consolidat un program, un scop și un brand, cât de cât. Acum, dacă tot aveți o experiență fabuloasă în spate, m-aș bucura să împărtășești totul, Cătălin, acum despre ce faci la Niciodată Singur. Cum, efectiv, luând cazul concret al organizației tale, cum se întâmplă lucrul ăsta? Cum faci tu să ai claritate în comunicare, să ai claritate în obiective, să știi de ce faci comunicare și care sunt canalele pe care le folosești. Nu o să ne ajungă timpul foarte mult, dar cred că putem beneficia acum de o mini-introducere de instrumente de comunicare pentru ONG-uri cu ajutorul tău. Îți mulțumesc! Cu drag, o să încerc să fiu foarte scurt. În primul rând, ceea ce și eu la workshop-urile pe care le țin de comunicare pentru ONG-uri, trebuie să plecăm de la o chestie foarte simplă și anume cine suntem noi. Avem ca sector tendința asta de a ne spune cu cuvinte foarte ONG-istice despre impactul pe care îl aducem în viață. Fraze foarte lungi pe care nu le înțelege decât colegul de la altă organizație sau le înțeleg colegii din birou. De aici am plecat. Până la urmă, la Niciodată Singur, am trecut printr-un proces anul trecut cu specialiști care ne-au ajutat ca să definitivăm misiunea noastră în comunicare și fundraising. Pot să și spun, misiunea noastră pleacă de la faptul că sunt 450.000 de vârstnici care trăiesc în singurătate și niciodată singur trebuie să ajungă la ei înainte să fie prea târziu. E o propoziție simplă, dar ne-a dat atâta claritate și pe partea de program și pe partea de comunicare, încât mai apoi când încep să le pui pe căprării, pe canale, lucrurile devin foarte simple. În primul rând, vorbim cu sponsorii noștri, vorbim cu donatorii noștri, pentru că suntem o organizație susținută 100% din surse private și e important să ne asigurăm sustenabilitatea de acolo. Către ei pleacă mesajele noastre pe canale multiple, de la ad-uri de social media, postări de social media,
clipuri, până la instrumentele de fundraising, care înseamnă comunicarea cu donatorii prin SMS, comunicarea cu donatorii prin card, comunicarea cu donatorii prin debit direct, se ramifică foarte mult și, din nou, pun accent pe faptul că este important atunci când ai primit un nou donator sau sponsor să-l ții aproape și să dezvolți o relație de prietenie cu el. Este cel mai simplu lucru pe care îl poate face o organizație dacă ea vrea să crească. Dincolo de asta, încercăm și testăm, pentru că avem un public de beneficiari foarte nou, să spunem. Nu este un public comercial, vârstnicii nu sunt un public comercial și nicio agenție nu-ți va face ad-uri sau mesaje către acest public. Testăm foarte multe variante de a comunica cu vârstnicii care suferă de singurătate din România. Am descoperit, de pildă, și am introdus-o ca variantă de comunicare din acest an, că 30% dintre vârstnici s-au mutat pe digital de când cu pandemia. Mergem, avem instrumente, ad-uri și folosim în general Facebook-ul, pentru că toată lumea s-a mutat pe Facebook, ca să-i atingem. Dincolo de asta, pentru că e un public care încă e pe tradițional, avem și comunicare indirectă către ei și aici putem să dezvoltăm, nu știu, sursele care nu sunt plătite, de exemplu, și care înseamnă vârstnici care sunt deja în program și care ei transmit mesajul nostru altor vârstnici. E o metodă de comunicare, una foarte veche, acea din gură în gură, dar funcționează încă foarte bine. De curând, ca să mă îndrept și spre zona aia pentru publicul larg sau pentru oameni care ar putea deveni voluntari sau susținători, am lansat și primul podcast cu vârstnici din România. Este un loc în care vârstnicii dau sfaturi și vorbesc despre lucrurile astea. Și sunt multe canale de comunicare. Important e să știi și să pleci de la ideea ce vreau să fac. Dacă nu ai aia foarte clar în minte ce vreau să fac și cine sunt eu ca organizație, lucrurile sunt complicate. Și un sfat pe care îl dau tuturor e să comunice simplu, să-și imagineze că au în fața lor un copil de 7 ani care, dacă citește acea postare sau acel articol, să înțeleagă. Chiar dacă noi facem, nu știu, dezvoltare comunitară sau chiar dacă facem, nu știu, intervenție în zonele afectate de război, trebuie să traducem mesajul ăsta într-o chestie foarte, foarte simplă. Am vorbit foarte mult, iartă-mă. Mulțumesc. Există, cum ar putea să facă ONG-ul să afle cine este și care este misiunea atât de clar și concret, cu instrumente, cu resurse reduse? În primul rând, ceea ce pot face gratuit e să se strângă toți, să-și iau o zi și să înceapă să dezbată cine sunt ei și ce fac. O să iasă probabil 1000 de postituri puse prin pereții camerei despre cine suntem și ce facem. Să aplice metoda copilului de 7 ani, care să înțeleagă foarte clar ce fac ei. Și dincolo de asta, ar fi foarte tare ca în întâlnirea asta să mai invite niște prieteni, niște părinți, niște copii, niște rude din jurul lor, ca să le traducă și să zică, da, mă, asta e relevant pentru ceea ce faceți voi. Și la sfârșit trebuie să găsească, și asta, pentru asta eu militez ca organizație, chiar dacă nu lucrează pe social, să găsească acel bob care să inspire pe oamenii de acasă. Pentru că e foarte important. Dacă spui, noi construim case la marginea județului Bacău pentru familii care trăiesc în, nu știu, care se confruntă cu o situație limită de viață, nu spune nimic. Dar tot dacă zici, cu noi Maria și Mihai au o nouă casă, sau și mai bine, datorită ție, Maria și Mihai au o nouă casă în care să se joace, să-și facă temele și să se bucure alături de părinții lor, ai găsit cumva emoția sau inspirația pe care să o dai omului care citește pe Facebook sau într-un articol despre tine, să simtă că vrea să facă parte din poveste. Cred că asta e o regulă importantă în fundraising, dar cred că trebuie să fie o regulă importantă în orice demers de comunicare al ONG-ului, pentru că avem resurse limitate, chiar și organizațiile mari au resurse limitate. Trebuie să ne gândim foarte bine înainte de a începe un proiect de comunicare sau înainte de a începe o campanie de comunicare sau înainte de a face un eveniment. Băi, dar eu de ce-l fac? Care este return-ul meu? Ok, mi-aduce 100 de beneficiari noi sau mi-aduce 30.000 de euro acest eveniment de fundraising. E normal, resursele sunt limitate și fiecare demers trebuie cumva monetizat într-un beneficiu pentru organizație. Mulțumesc, Cătălin.
Mă gândeam dacă ar fi să sumarizăm până aici, ar fi că ONG-urile trebuie să știe cine sunt și ce își propun să facă prin, să obțină prin comunicare. Apoi, după ce le este clar, o să le fie clare și instrumentele pe care le folosesc și înainte de a se speria că sunt prea multe și prea complicate și că nu au resursele să le facă pe toate, ar fi extraordinar să aibă curajul să-și ia o zi, multe postituri, câțiva prieteni și să găsească răspunsuri la aceste întrebări, astfel încât toate lucrurile să curgă foarte lin în continuare. Exact. Și încă o regulă de aur este că avem entuziasmul ăla de început care caracterizează sectorul și asta e foarte bine și facem și murim aici la serviciu. Trebuie să spui problema, băi, eu pot să fac asta în fiecare săptămână sau în fiecare lună sau de 3 ori pe săptămână, așa cum mi-am propus, că dacă facem o săptămână și după aia am uitat că vine o campanie peste noi sau vine ziua vârstnicului, cum vine la noi peste 2 zile, și te lași, mai bine nu începi. Asta e rule number 2. Îți mulțumesc. Să știi că mai am o întrebare pentru tine, dar aș vrea să o invităm să implicăm mai mult și pe Iustina. Dragă Iustina, tu ai făcut foarte multe pentru sectorul ONG și acum ai perspectiva de a lucra într-o companie de partea cealaltă a baricadei, să zic așa. Cum vezi tu așteptările unei companii acum de la un ONG? Ce așteaptă o companie să primească din perspectiva comunicării de la un ONG pe care îl susține? Eu cred că pot să vorbesc despre Enel și despre locul în care sunt eu. Nu știu dacă vorbesc neapărat pentru toate companiile, cred că nu. Cred că e și o diferență între locul din companie care intră într-o relație cu ONG-ul. Cred că noi fiind departament de sustenabilitate, alături de afaceri instituționale, avem un fel de misiune, un fel de a acționa. Cred că știu că în alte companii există destul de multe mai departamente de CSR care sunt de obicei parte din fie departamente de comunicare, fie din cele de resurse umane. Și cred că locul în care ești și modul în care este formulată misiunea ta ca departament te face să cauți niște lucruri sau alte lucruri. În cazul nostru, noi ne uităm foarte mult la misiunea organizației, ne uităm la măsura în care organizația se potrivește cu strategia pe care noi o avem pe partea de sustenabilitate. Aici vorbim despre angajamentele pe care compania și le-a luat la nivel public față de obiectivele de dezvoltare durabilă formulate de ONU. De altfel, aceste obiective de dezvoltare durabilă sunt din ce în ce mai des întâlnite în lumea corporatistă, mai ales în rândul organizațiilor mari, și cred că ele cumva dictează direcțiile strategice de acțiune către care se îndreaptă respectiva companie atunci când își găsește un partener extern. În cazul nostru ne concentrăm pe educație, sărăcie energetică, pentru că are sens pentru noi, partea de dezvoltare economică și partea de acțiuni climatice, desigur. Și atunci e foarte important ca acel ONG să se potrivească, deci noi ne uităm la asta. Ne uităm la tipul de activități, tipul de programe, de proiecte, relația pe care ONG-ul o are cu comunitatea, cu beneficiarii, transparența informațiilor și cât de la zi sunt, și mai degrabă folosim site-ul organizației ca să ne uităm la asta. Deci la noi pachete de tipul bună, pachetul gold, pachetul silver și pachetul, ce pachet mai există, nu ne spun absolut nimic, nu e ceva ce căutăm, nu căutăm număr de vizitatori pe pagina de Facebook, nu căutăm număr de apariții, nu căutăm cât de mare este logo-ul pus și unde și de câte ori. Chiar ne interesează la nivelul cel mai strategic abordarea organizației și o trasabilitate a activității și a impactului pe care îl are. Și, bineînțeles, o potrivire la nivel strategic. Deci, noi când ne căutăm informații, intrăm pe site-ul organizației, pentru că acolo sunt cel mai organizate și cel mai ușor de parcurs, și ne uităm la aceste aspecte. Probabil ușor atipic, aș zice.
Deci, practic, organizația trebuie totuși să aibă măcar site-ul actualizat la zi, pentru Da. ca voi să-l considerați un partener de încredere. Că acum, asta era și o întrebare, cum poate un ONG să înceapă o relație cu o companie și cum o poate crește pe termen lung? Adică dacă eu sunt un ONG de dimensiune mică sau mică, care sunt șansele mele de a începe o relație cu Enel și cum să vin către voi? Și cred că da, începutul e destul de banal, poți să transmiți un mesaj. Cred că e foarte important să, mai ales organizație mică, puține resurse, să nu-și consume resursele purtând organizații cu care nu au o intersecție strategică. Pentru că nu facem decât să pierdem timpul. Ei își pierd timpul lor, noi ne pierdem timpul nostru, până la urmă nu o să iasă nimic. Cred că e foarte important să se îndrepte către organizații cu care văd intersecția la nivel strategic. Ăsta e un compromis pe care noi nu-l facem. Dacă nu ne potrivim strategic, e ok, poate să ne potrivim peste un an sau peste doi. În momentul ăsta nu ne potrivim. Și e ok, nu toată lumea trebuie să aibă neapărat tot timpul exact aceleași obiective, tragem exact în aceeași direcție, în aceeași manieră. Deci asta aș recomanda. Mesajele funcționează foarte bine, cu cât sunt mai scurte și mai la obiect, cu atât mai bine. Și eu când eram în sectorul non-profit aveam impresia că trebuie să explic pe larg activitatea pe care o fac cu comunitatea, grassroots, cu oamenii, cu cetățenii, cu grupurile de inițiativă, dar îmi dau seama că sunt foarte greu de parcurs de partea cealaltă. Chiar și eu care vin din mediul ăsta, când primesc mesaje atât de lungi, peste toate celelalte mesaje lungi pe care le-am de citit, sunt foarte dificil de parcurs într-adevăr și cu cât durează mai mult să ajung la momentul în care înțeleg ce face organizația și dacă ne potrivim sau nu, cu atât e mai greu să parcurg mesajul în continuare. Deci cât mai multă claritate și cred că onestitate, aș spune. La final de zi am avut și situații în care diverse organizații își doreau atât de tare să ne parteneriem încât haideți să încercăm. Nu, haideți să nu încercăm. Dacă nu este strategic, nu încercați. E ok, o să găsiți un alt partener care se potrivește cu ceea ce voi faceți. Și poate un alt lucru care ajută foarte tare, cum spuneam și mai devreme despre obiectivele de dezvoltare durabilă, contează dacă organizația, atunci când transmite un mesaj către o companie despre care bănuiesc că face un mic research înainte și vede că are niște angajamente asumate public, ajută să facă această conexiune între acele obiective de dezvoltare durabilă față de care compania și-a asumat angajamente și activitatea pe care organizația o face, care s-ar putea, se poate înscrie sub mai marea, să spunem, acces la educație de calitate, ca exemplu. Ajută. Deci cu cât mesajul e mai... pe, cum să spun, pe lucruri recunoscibile, ca să zic așa, pentru acea organizație și pentru strategia ei, cu atât e mai util. Scuze, și eu am vorbit foarte mult. Mă opresc. Nu, este ok, suntem în timp. Am contat faptul că am hotărât ce vrem să transmitem, este ok. Cătălin, te-am văzut mai devreme că ai fi... Eu, mi s-a părut genială, Justina, că ai zis chestia asta. Asta e una și dintre problemele mele cu sectorul, ca să zic așa. Dacă ai o misiune, stick to it, nu-ți inventa, da, acum tu, dacă eu ca niciodată singur, suntem alături de vârstnicii singuri și vine un grant peste noi sau un finanțator ca Enel, eu nu pot să mă duc acum să pun becuri în zonele defavorizate pentru că n-am expertiza și pentru că misiunea mea e alta. Și observ când vin marile granturi și e unul de care se întâmplă de vreo 3 ani încoace în România, mă, toată lumea acum, deci toată lumea și-a schimbat domeniul de activitate și face, nu știu, cursuri de fundraising pentru că a fost o direcție sau, nu știu, activități pentru refugiați, chiar dacă ei nu aveau nicio treabă cu chestia asta până acum. Cred că e foarte important ca să profesionalizăm sectorul și eu doresc foarte mult ca acest sector să fie unul profi și să se întâmple niște lucruri și pentru angajații lui și pentru felul în care se primesc anumite sponsorizări sau granturi. Trebuie să ne respectăm misiunea și cred că schimbarea asta vine din interior și mă bucur că avem aici ocazia să susținem chestia asta, că e important să știm cine suntem și e important să stăm acolo până rezolvăm problema, că de-aia s-au inventat organizațiile, să rezolve o problemă, stai acolo, rezolvă problema, după aia îți faci alta și mai rezolvi încă o problemă.
a nu se înțelege că ne facem alte probleme. Nu, nu. Dar sunt pe lume probleme, slavă Domnului. Important e să le rezolvăm. Mulțumesc tare mult, Cătălin, pentru intervenție și la fel foarte valoroasă a fost toată intervenția Justine, dar ce am mai reținut eu este că într-o companie, mai ales în companiile mari, s-ar putea ca discutând cu diverse departamente să ai nevoie de un vocabular diferit și o structură diferită a mesajului tău. Asta complică un pic lucrurile, pentru asta am avea nevoie de o oră jumate să înțelegem exact ce și cum am putea să ne adresăm fiecărui departament în spate, dar poate reluăm conferința, Natalia, curând. Întrebare. Cum poate un ONG să comunice cu buget redus? Hai să dăm curaj, adică se poate și plecând de la mic, ca să atragem resursele alea care să constituie picătura care ne ajută să comunicăm și mai bine și către mai multe persoane și mai profesionist. Cum începem? Începem tot de la unde vrem să ajungem. Că dacă eu sunt un ONG și n-am buget mic și încep să postez pe Facebook și am 200 de like-uri pe pagina aia de Facebook, dar postez săptămânal, să nu, e o variantă. O să crească în 2-3 ani. Eu sunt acolo la datorie în fiecare de 2 ori pe săptămână, îmi pun un mesaj sau găsesc eu ceva și merge. Nu e o variantă foarte sustenabilă, pentru că dacă ești un ONG foarte mic, probabil nu o să ai nici despre ce posta. Asta e încă o regulă, nu postăm doar că avem postare în planul editorial, postăm că avem ceva de spus. Asta e foarte clar. Dacă nu avem ceva de spus, facem. Ce am făcut eu la niciodată singur, am fost alături de organizație în calitate de freelancer încă de la înființare. Era o organizație mică, vă dați seama că țin minte că în anul ăla am avut un buget anual de 30.000 de euro și mi s-a părut că a fost senzațional. Ce am făcut noi a fost să devenim foarte creativi. În prima jumătate de an am făcut niște lucruri pe care eu acum nu știu dacă aș mai avea energia să le fac, dar, de exemplu, am făcut primul pictorial pentru modele 85 plus într-o revistă Glossy, buget zero. A fost la modul, avem aceste patru doamne, au peste 85 de ani, hai să le punem într-o revistă Glossy și să atragem atenția asupra singurătății. Vreau să zic că am vorbit cu 7 oameni, au fost implicați în proiect, de la make-up, locație, revista care a publicat, hainele, n-aveam nimic, eram 3 oameni. Am făcut cu buget zero chestia asta pentru că i s-a părut atât de tare ideea încât au zis să o facem. Și a fost și asta. Ne-a venit ideea luni, vineri am pozat. Deci a fost o treabă, o nebunie curată. Sau după aia am făcut un eveniment culinar în care doamnele au gătit cu finaliștii de la Masterchef. Zero buget. Ideea e că trebuie să ieși un pic din zona de confort, că dacă pui pe Facebook doar uite ce frumos au primit beneficiarii noștri sacoșe, n-ajungi nicăieri. Asta recomand și cred că e, mai ales că organizațiile mici probabil sunt, au și oameni tineri în echipă care au energia asta. Sfatul meu este pentru primul an, că după aia dacă faci lucrurile astea o să începi să crești, primul an sau primii doi, să go crazy a bit, să încerci să atragi susținători de partea cauzei, ieșind din tiparele convenționale. Și dacă ai ideile astea, care na, nu sunt nici cele mai geniale idei, nici odată într-o 100 de ani, lucrurile se întâmplă. Și dincolo de asta, trebuie să bagi un pic de tupeu, că nu o să vină nici ProTV-ul să te dea la jurnalul de seară dacă tu stai în banca ta și postezi de sacoșele beneficiarilor și trebuie să găsești that something în fiecare știre. Am lucrat cu foarte multe ONG-uri care trimiteau comunicate de presă pentru că mi se părea că e o chestie fabuloasă, în care nu îl publica nimeni sau îl publicau eternii trei susținători ai societății civile, știri ONG, România Pozitivă și PR Wave, pentru că acolo se publică toate comunicatele de presă, pentru că nu găseau de news. Adică trebuie să când trimiți ceva unui jurnalist, e să-i dai o știre, că 300 de bătrâni au primit un pachet, nu e o știre. Dacă au pozat în primul pictorial pentru modelul 85 plus, e o știre. Și după aia poți să zici, uite, noi de fapt ducem, ne ocupăm să îngrijim vârstnicii și tu ne poți susține. Dar cârligul ăsta trebuie să vină cumva,
ca ceva inedit și pentru un jurnalist și pentru un om care dă like și pentru un om care dă share sau și pentru un om care face o donație. Mulțumesc, Cătălin. Justina? N-aș pierde vremea cu completări. Mi se pare că a răspuns foarte bine, Cătălin. Minunat. Hai să ne ducem. Am discutat cumva oarecum și despre despre erori, despre chestiuni de succes, dacă ar fi să le sumarizăm, care ar fi, să zicem, să începem cu erorile, că vreau să rămână cu ideea de succes. Care sunt top 3 erori pe care un ONG le poate face în comunicare din perspectiva voastră? Începe tu. Te rog! Cred că am și zis un pic mai devreme. Cred că mesaj prea lung, mesaj neclar. Și către persoana nepotrivită. Nu, ăla era mesajul pentru persoana respectivă, adică targetare greșită. Și eu aș mai spune și mesaj plictisitor, pentru că intrăm în zona aia de a posta doar de dragul de a fi pe Facebook sau pe Instagram și, nu știu, sau de a pune pe Instagram fotografii care arată oribil, că-s făcute strâmb cu un telefon. Dă-ți 5 minute, bagă-l în Canva și încearcă să scoți ceva din fotografia aia, că sigur poți. Asta și-aș mai adăuga lipsa consecvenței. Adică dacă ți-ai propus să comunici, ți-ai propus să ieși din tipare un pic și să găsești cumva partea atractivă a cauzei tale pentru publicul la care te adresezi, trebuie neapărat să fii consecvent, trebuie să fii scurt, cum a zis Justina, trebuie să scapi de ONG-za asta cu creșterea calității vieții și beneficiari și impact. Sunt importante pentru noi, dar pentru cel de acasă sau pentru voluntarul tău nu sunt chiar atât de importante. Și o altă eroare, să nu-ți fie frică să testezi. Adică, sau să, nu, să-ți fie frică să testezi. Că poți să o dai în bară, e foarte normal să o dai în bară. Asta e, faci altceva. Nu toate lucrurile merg la... A fost acest sindrom Magic Home, după campania cu Magic Home, nu știu dacă l-a simțit, în care toată lumea voia să strângă bani cum a făcut campania aceea cu scaunele. Nu se poate. Adică tu după aia ai făcut o campanie de fundraising și n-am strâns decât 20.000 de euro prin comunicarea mea pentru organizația mea. Nu sunt ca Magic Home. Chiar nu ești ca Magic Home, dar ai făcut o treabă extraordinară și continuă tot așa, vezi ce poți crește acolo. Cred că asta e încă o eroare, să setezi niște așteptări nerealiste în comunicare și în strângere de fonduri. Și top 3 activități esențiale pe care le vedeți pentru un ONG în zona de comunicare? În primul rând, mi se pare esențial să-ți iei grantul de la Texu pentru ad-uri pe Google, care chiar ajută, dincolo de faptul că textul ne-a invitat aici, e un lucru care ajută incredibil. În al doilea rând, ce mai e de succes? Să fii constant, să-ți găsești momente pe care să le exploatezi în comunicare și în care poți să ieși în față cu anumite mesaje. Uite, de exemplu, pe 1 octombrie este Ziua Internațională a Vârstnicilor. Și noi deja avem pachetul de mesaje care să plece la presă pentru chestia asta. Pentru că e important să vorbim despre cauza noastră într-o zi atât de importantă. Și o chestie care pe noi ne-a ajutat e să-ți faci prieteni. Să-ți faci prieteni pe care îi vezi, nu știu, la evenimente, te întâlnești în diverse circunstanțe care te pot ajuta într-un fel sau altul. Că dacă, nu știu, ai nimerit un jurnalist care ți-a venit odată și căruia... Pe care l-ai prins un pic în cauza ta, fi sigur că îți mai vine și a doua oară dacă faci chestia asta. Noi, uite, de exemplu, vă să dau exemplul nostru, avem o prietenie absolut la Libertatea, care a venit la un material random, la niciodată singur, acum vreo 4 ani, și acum e foarte aproape de organizație. Ține cursuri de ce înseamnă fake news pentru vârstnici la noi la organizație, ne ajută în diverse proiecte. E incredibil cum poți ține o prietenie pentru că ești onest. Cum zicea și Justina mai devreme, ești onest și vezi că ești o organizație ok care face niște lucruri bune și oamenii ăștia zic că da, o să-i ajut pe ei pentru că știu despre ce e vorba. Cam atât, cred că sunt multe
chestii la Duda, astea sunt destul de importante. Acum înțeleg, practic, că voi la Niciodată Singur aveți o contribuție importantă la a crește gradul acelor 30% dintre bătrâni care petrec în online, că voi vreți să-l creșteți mult datorită cursurilor și parteneriatelor pe care le aveți. Avem chiar două programe de tehnologie, pe care unul la centru și unul la domiciliu, pe care le creștem an de an. E important să țină pasul cu lumea până la urmă, pentru că singurătatea vine și din lipsa prelevanței, ca să zic așa, din faptul că ai pierdut contactul cu ce se întâmplă dincolo de ușa ta. Da, mulțumesc tare mult, Cătălin. Justina, pentru tine care sunt top 3 activități? Păi, ca să construiesc pe ce spunea Cătălin, o să folosesc să țină pasul cu lumea. Cred că și mesajul trebuie să țină pasul cu lumea și comunicarea în general, adică să fim conștienți că plasăm un mesaj către mediul extern, într-un mediu extern și cumva să acordăm atât cât se poate mesajul ăsta. Onestitate, insist cu asta, chiar e foarte important. Transparență. Cred că eu întotdeauna apreciez când partenerii noștri vin către noi și ne zic: știți că am vorbit că facem în felul ăla și am crezut că o să iasă în felul ăsta. Suntem la jumătatea proiectului și descoperim că, iată, mergând în teren, nu o să iasă în felul ăla și, de fapt, ar fi mai relevant asta. Suntem super recunoscători, adică exact asta vreau să aud, vreau să văd că te-ai plasat în contextul realității, pentru că da, tu ți-ai imaginat ceva, la momentul ăla lucrurile arătau într-un fel, e posibil ca peste 6 luni lucrurile să arate în alt fel și ai nevoie să faci lucrurile diferit. Și ok, nu e o problemă cu asta, atâta timp cât vorbim cinstit și deschis despre asta. Și cred că coerență, iarăși, e destul de importantă pentru noi. Și un soi de o măsură corectă a comunicării, corectă în raport cu obiectivele organizației, misiune, din nou, adică măsura pentru organizație, corect. Și la fel, fără această comunicare în exces, doar de dragul de a comunica, pentru că trebuie să avem mix posturi pe Facebook într-o lună. Cam asta, cred. Mulțumesc tare mult, Justina! Sunteți doi oameni care folosesc comunicarea în instrumentele, în activitatea voastră de zi cu zi și vă jucați cu instrumentele de comunicare. Totuși, în zilele alea în care, în primul rând, aveți zile în care nu vreți să comunicați și dacă aveți zile în care nu vreți să comunicați, ce faceți și cum vă mobilizați să continuați ceea ce vreți să transmiteți? Eu să știi că m-am retras din zona asta de comunicare de ceva luni. O avem pe Dana Gonț, manager de comunicare, și face o treabă absolut extraordinară. Și îmi place doar să fiu în target, practic, și să gândim împreună proiectele. Nu știu, există zile când nu vreau, cu siguranță, și you skip it. Adică cred că e foarte important ca și omul de comunicare care dă mesajul, care scrie mesajul, care face vizualul, care face filmul, să fie într-un mood anume, adică și el trebuie să fie conectat cu organizația, că poți să scoți niște copy-uri fantastice când ai o zi bună, sau în alte zile pur și simplu postezi doar că scria în calendar. Poți să skip that part, adică poți să, na, dacă marți ai avut o zi fantastică, pe aia de joi poți să o sari, și e normal, adică... decât să faci, am mai făcut gafe din astea, adică am avut zile proaste în care am pus niște typos în niște texte de mamă, mai bine te abții, adică mai bine skip it și postez data viitoare. Da, cred că eu pot să mă conectez doar cu experiența din partea de fundraising, poate, pentru că n-aș spune că ce fac acum este foarte mult despre comunicare, poate chiar este destul de puțin despre comunicare ce fac acum. Dar da, cred că da, ai zile în care nu vrei să vorbești cu nimeni și ai zile în care nici nu ți iese niciun text și niciun mesaj și nici măcar un mail. Și asta este ziua. Cred că sunt naturale, cred că sunt autentice, cred că toată lumea are voie să le aibă și ar trebui să ne lăsăm să le avem. Și da, nici eu n-aș recomanda, niciodată n-am încercat să contactez un donator individual într-o zi proastă. Cred că ar fi fost o idee foarte, foarte, foarte proastă.
să facă asta, pentru că da, se transmite. Oamenii, noi foarte mult din comunicare este non-verbală, deci transmitem foarte mult din starea noastră, chiar dacă noi avem senzația că am ales cuvinte frumoase și cuvintele corecte, ca să zic așa. Deci, da, cred că să fim înțelegători cu noi și îngăduitori și să ne asigurăm că avem mecanisme în jurul nostru care ne dau energie. Cred că și asta contează foarte mult, să ai lucruri în jurul tău și oameni în jurul tău care te ajută să-ți iei energie, inclusiv din ceea ce faci poți să-ți iei energie, chiar dacă poate să fie muncă. Că nu... Da. Și mai sunt zile care sunt multe zile la rând când n-ai chef. Eu zic că atunci e important să schimbi foaia. Poate e ceva în comunicarea organizației care nu-ți face bine. Nici ție ca generator de comunicare, nici oamenilor din care primesc acel mesaj. Așa că e bine să mai faci switch-uri din când în când. E bine să-l ții, nu știu, de obicei un ton al comunicării pe care ar trebui să-l menții, dar poți să mai tușești un pic și să faci lucruri din tonul ăsta, că ajută. Adică rutina strică în general pe zona de comunicare, așa că trebuie să-i mai sperii din când în când. Mulțumesc tare mult pentru răspunsuri și vă mulțumesc tare mult pentru umanitatea răspunsurilor și care sunt convinsă că a fost foarte bine primită de toți participanții, de toți cei care ne urmăresc acum. Voi face un scurt sumar a conversației noastre de astăzi, timp în care pe voi vă las să vă gândiți la care este mesajul vostru pentru cei care ne urmăresc acum din perspectiva experienței voastre în comunicare. Voi vă gândiți, eu fac un sumar. M-ar ajuta și să mă urmăriți așa un pic, dacă puteți, ca să vedeți dacă spun bine ce spun, da? Ziceam așa, pentru o comunicare eficientă. În primul rând, comunicarea este foarte importantă, fiindcă construiește relații pe termen lung cu cei, cu sponsorii, cu donatorii, cu beneficiarii noștri, fie cei existenți, fie cei potențiali. Apoi, pentru o comunicare să fie eficientă, trebuie întâi să știm cine suntem și de ce comunicăm și care sunt obiectivele, de fapt, în spatele fiecărui mesaj pe care îl transmitem, în spatele fiecărui eveniment pe care îl organizăm, în spatele fiecărui video pe care îl realizăm. Apoi, comunicarea depinde foarte mult de cel care primește comunicarea. Putem comunica cu departamentul în ceea ce privește relația cu o companie, spre exemplu. Avem comunicare diferită pentru interese diferite, dacă este să le spunem așa, care vin din natura departamentului cu care lucrăm. Mi-a plăcut foarte tare partea cu Go Crazy a Bit, să baci un pic de tupeu. Mi-a rămas asta în zona de creativitate. Să îndrăznim, să avem curaj să testăm, fiindcă așa reușim să învățăm foarte repede și să salvăm timp și resurse foarte multe. Să folosim, să apelăm la granturile textul pentru comunicare, la cele de la ads-urile lunare, să fii constant, să găsești momente importante pe care să le valorifici pentru organizația ta, să-ți faci prieteni, cât mai mulți prieteni. Comunicarea trebuie să țină pasul cu lumea, să existe transparență în comunicare și în relaționarea dintre organizație și partenerii săi, să existe coerență și să existe o măsură corectă a comunicării. Eu sper că pe toate aceste lucruri le-au notat pe parcursul conversației noastre, dar am vrut să mă asigur că le iau cu noi și acum mai avem 2 minute și în aceste 2 minute sunt foarte recunoscătoare pentru că voi asculta mesajele voastre pentru cei care ne urmăresc acum. Începe Justina. Păi să fie autentici, sunt mesajele pe care le spun și mie, să fie autentici, să se întrebe tot timpul de ce. De ce comunic, de ce fac asta, de ce. Gata. Eu zic să înceapă, în primul rând. Eu zic să testeze, să nu le fie frică și să învețe din greșeli. Pentru că și asta e foarte important, că avem tendința asta să ne deprimăm, ok, ne trece, dar după aia zic, băi, ce-am făcut rău. Și o să fie momente de astea și e foarte bine în parcursul unui profesionist sau unei echipe să învețe din lucrurile astea, pentru că o să facă mult mai bine a doua oară. Și să vadă comunicarea, să începem, dacă vrem să ne profesionalizăm ca sector, să vedem comunicarea nu ca pe o cenușăreasă în care, ok, ce bani mai avem, 20 de lei, hai să facem 4 flyere.
Nu asta e comunicarea. Nu facem comunicare doar de dragul de a comunica, ci facem comunicare ca să ajungem la misiunea organizației și ca să ajungem la scopul pe care îl facem. Că putem să facem niște lucruri absolut minunate, grassroots, sau putem să facem niște schimbări extraordinare în comunitate, dar dacă nu știe nimeni despre ele, e ca și cum nu există. Din păcate, asta e lumea în care trăim, sau din fericire pentru oamenii care se ocupă de comunicare, asta e lumea în care trăim și trebuie să ținem pasul și trebuie să începem să ne gândim la fiecare organizație, indiferent de cât de mică e, ca la un brand. E și the famous saying, nu știu cine l-a spus, este îmbracă-te pentru ceea ce vrei să fii. Și cred că asta e foarte important pentru organizație încă din ziua întâi, să știe, băi, eu o să ajung în 5 ani sau în 10 ani să am un buget de 10 milioane de euro și să fac nu știu ce. E mindset-ul pe care ți-l pui din prima clipă și neapărat trebuie să crească și programele tale, dar și comunicarea trebuie să crească în același timp, pentru că, din păcate, nu se poate unul fără altul. Mulțumesc, Cătălin. Doamne ajută ca toți participanții care ne urmăresc să ajungă la 10 milioane în cel mai scurt timp posibil, făcând bine și lumea asta mai bună în fiecare zi. Mulțumesc tare mult. Natalia, mi-ai spus că avem câteva întrebări, le luăm acum? Da, Maria. Le luăm acum. În primul rând, vreau să vă mulțumesc fiecăruia în parte pentru gândurile calitative pe care le-ați împărtășit aici cu noi. Acum eu o să vă adresez întrebările. Avem în jur de 5 întrebări, așa că o să trebuiască să încercăm să rămânem scurți în răspunsuri. Și prima întrebare vine de la Ionuț Popa, care ne întreabă: e mai important să comunici pe scurt despre proiect atunci când cerți finanțare sau despre organizație și echipă? Cred că întrebarea e pentru Justina mai mult. Cred că ambele. E important proiectul și cred că informații despre echipă pot să ai undeva, poate pe site, și să incluzi niște link-uri, iar eu pot să mă duc la link și să mă uit. Cred că e relevantă informația despre organizație în măsura în care ea e conectată de proiectul cu care organizația vine către noi. Adică avem atâta experiență de făcut training-uri de dezvoltare personală cu elevi de clasa 5-a și venim să vă propunem un proiect de dezvoltare de făcut ateliere de dezvoltare personală pentru copii de a 5-a. Adică să fie conectate cumva, probabil, într-un mesaj scurt. Ok, mulțumim mult, Justina. La SMS-uri, Justina, de acum? O să primești la SMS-uri de aplicație? SMS-uri, wow! Am mers pe ideea asta, foarte scurt. Ce să un nou nivel! Următoarea întrebare vine de la Ciornei Andreea Alexandra, care vă întreabă: voi cum ați promova un spațiu de coworking al unui ONG? Cum? Păi, ca să-l promovăm ca să ce, în primul rând? Asta de aici trebuie. Îl promovăm ca să ne indexeze Google mai sus, ca să vină lumea, ca să vină un sponsor, ca să... După ce răspunde la întrebarea asta, nu știu, dacă vrei să faci un sponsor, nu știu, fă o zi a porților deschise și invită companiile să lucreze de la tine. Dacă vrei să te indexeze Google, trimite un comunicat de presă în care... Nu știu. Sau fă un eveniment acolo. Mi se pare că, în general, lucrurile astea fizice, e foarte important să legi de un eveniment. Oricum, e și o perioadă bună pentru evenimente, că lumea s-a săturat să fie totul pe online. Așa că, cred că asta ar fi. Dar și atunci, la lista de evenimente, când faci evenimentul, trebuie să te întrebi de ce-l faci, pe cine chemi și conținutul. Că doar să vină un om să vadă un loc, nu e. Trebuie să faci un conținut care să genereze scopul, până la urmă. Mulțumim mult, Cătălin. Justina, Maria, ați avea și voi de adăugat la această întrebare sau o luăm pe următoarea? Eu zic să o luăm pe următoarea, că suntem deja la 14.54. Ok. Următoarea întrebare e iarăși pentru tine, Justina. Vine de la Popovici Răzvan, care ne spune că de foarte multe ori când încearcă să ajungă la un departament de sustenabilitate sau CSR, se lovește de faptul că nu poate găsi persoana cheie. Sună la un număr afișat pe site, este redirecționat în altă parte și tot așa acel mesaj ajunge să se piardă. Ne poți da niște tips and tricks cum identificăm persoana cheie?
LinkedIn poate să ajute. Nu mai am altceva, adică cred că LinkedIn și probabil urmărirea comunicărilor acelei organizații și uneori găsește în comunicări și numele persoanelor care gestionează un program, alt program cu diverse titluri și așa mai departe, ca să zici că îți confirmi de undeva că într-adevăr acolo e persoana potrivită. Dar LinkedIn-ul chiar cred că e foarte la up to date. Aș mai adăuga aici o idee. Încercăm de foarte multe ori să ajungem la partenerii noștri, dar trăim în lumi separate și rămânem în lumi separate. Adică rămânem în lumea ONG-urilor mici și vrem să interacționăm cu companii foarte mari care se află în anumite cercuri. Trebuie să fim conștienți de lucrurile astea și în momentul în care vrem să avem parteneriate cu cineva și vrem să ne să cunoaștem o anumită persoană, trebuie să mergem în locurile unde este acea persoană. E ca și cum aștept să mă găsească un pic mult acasă, dar eu nu ies din casă. Trebuie să mă duc să-l întâlnesc. Este același lucru în relațiile de parteneriat, inclusiv cu companiile și cu potențialii noștri parteneri pe toate arile. Mergi acolo unde sunt acești parteneri, ai ocazia să te cunoască și construiești o relație plecând într-adevăr de la principii mult mai solide și de la te cunoaște reciproc, nu de asta fiecare în bula lui. Mulțumim mult, Maria. Mulțumim mult, Justina. Următoarea întrebare vine de la doamna Zamă Lilia, care ne întreabă ce este mai lucrativ, un responsabil pe comunicare care este mereu în echipă sau este posibil să se lucreze eficient și de la distanță și să se facă comunicare bună și de la distanță? Răspunsul e oricare. Depinde care e stilul de lucru al echipei. Suntem într-o perioadă în care lucruri remote e absolut ceva obișnuit, în care poate nu ai nevoie zilnic de o persoană pe comunicare sau nu ai nevoie zilnic de un full-time pe comunicare pentru o organizație mică, poate ai nevoie doar de un freelancer care să te ajute între niște momente cheie sau să-ți facă un plan editorial. Eu zic că asta e varianta de început, să iei pe cineva, pentru că na, ne uităm la buget în primul rând și cred că ar fi mai ieftin să iei pe cineva pe colaborare care să te ajute la chestii super dedicate pe comunicare și să nu lucreze zilnic. Dar și pentru el e foarte important să fie conectat la organizație, că dacă stă într-un birou la Cluj și tu ești din Constanța, nu prea, știi? Adică trebuie să fie parte din organizație, să vină, să vadă, să cunoască beneficiari, să cunoască proiectele, pentru că doar așa poate să dea mesajul mai departe. Mulțumim mult, Cătălin. Și totuși, participanții noștri sunt foarte curioși cu privire la o întrebare pusă mai sus. Ne scrie cineva și ne întreabă cum putem comunica dacă compania la ușa căreia mergem să batem, nu vrea să ne dea o persoană de contact care e responsabilă de proiectele de CSR sau de sustenabilitate. Poate mai spunem două, trei sfaturi pentru participanți. Da, chiar nu știu ce să vă spun mai mult decât atât. Adică cred că răspunsul Mariei a fost, de fapt, răspunsul la întrebarea asta. Dacă nu poți să obții un contact pe nicio cale, cred că să te uiți la, nu știu, conferințe de presă, tot felul de evenimente din zona de business, unde știi că acea companie va fi prezentă și să încerci să participi la respectivul eveniment, să zic, și să încerci în felul ăsta, cunoscându-te personal cu cineva din companie, să înțelegi către cine să te îndrepți. Adică chiar cred că asta e calea. Mulțumim tare mult, Justina, mulțumim, Cătălin, mulțumim, Maria, pentru toate gândurile valoroase pe care le-ați împărtășit cu noi. Să știți că eu, ca un elev sârguincios, mi-am luat notițe și mi-am luat multe notițe și mi-am repus încă o dată pe hârtie acele principii ale comunicării, să fim consecvenți, să fim creativi, să nu ne temem să testăm, să fim simpli în comunicarea noastră și cât mai succint să încercăm să transmitem mesajul pe care dorim să-l audă publicul la care vrem să ajungem. Vă mulțumim mult pentru
pentru toate lecțiile oferite în acest panel și vă urăm mult succes în toate inițiativele pe care le întreprindeți. Mulțumim, zi utilă în continuare! Mulțumim. Ori mulțumim tare mult, succes până la 5. Ne vedem! Da, mulțumim mult paneliștilor din prima sesiune. Între timp, alături de noi s-au alăturat paneliștii din cea de-a doua sesiune și live-ul nostru continuă cu cel de-al doilea panel. Panelul în care vom încerca să răspundem la alte câteva mari întrebări, și anume, cum putem utiliza puterea offline-ului, dar și a online-ului, pentru a promova binele? Și cum ne facem remarcați în toată îmbulzeala și tot zgomotul ăsta digital? Le e pe plac oare rețelelor sociale conținutul despre fapte bune? Sau e un conținut plictisitor și deloc atrăgător? Ne aduc claritate pe aceste subiecte următorii noștri vorbitori, la fel, oameni cu expertiză din domeniul online și offline. Și anume, alături de noi astăzi îl avem pe Călin Biriș, care este trainer și consultant de marketing cu peste 13 ani de experiență în domeniul online-ului românesc. În trecut, Cătălin a fost director de marketing la Trilu, Lilu și Zonga, iar până acum a ajutat peste 150 de companii să fie mai competitive în online. Alături de Călin o avem pe Cătălina Iordache, care este digital content manager la Kinderpedia. Cătălina are peste 7 ani de experiență în comunicare și este un digital marketer pasionat de date, analiză, dar mai ales de storytelling. Cătălina face parte din echipa Kinderpedia, unde încearcă să găsească sinergii între tehnologie, inovație și modul în care oamenii învață. Dragă Călin, dragă Cătălina, scena virtuală vă aparține. Salutare tuturor! Mă bucur să fiu alături de voi la acest eveniment extraordinar. Cu siguranță vă va ajuta pe foarte mult să comunicați mai bine în online cât și offline după toate recomandările și sfaturile pe care le aflați astăzi. Mă bucur să împart acest panel cu Cătălina, care știu că a pregătit o prezentare foarte faină din experiența Kinderpedia și poate să împărtășească cu voi ce înseamnă o comunicare bună în online, folosind propriul exemplu și folosind rezultatele de la Kinderpedia. Eu, alături de Cătălina, după prezentarea ei, vom răspunde la alte întrebări pe care au fost adresate la înregistrare la acest eveniment. Așadar, haideți să urmărim împreună prezentarea Cătălinei, iar mai apoi vom reveni la partea de întrebări. Până atunci, bineînțeles, dacă aveți orice întrebări pentru Cătălina cât și pentru mine, puteți să le lăsați în continuare pe chat și noi vă vom răspunde după prezentarea Cătălinei. Cătălina, the floor is yours. Mulțumesc, Călin. Mă bucur foarte mult să fiu alături de voi la acest eveniment care sunt convinsă că va ajuta foarte mult pe cei care participă și care ne ascultă astăzi. Am fost încântată că Asociația TechSoup a decis că eu aș avea multe lucruri valoroase de împărtășit cu cei din ONG-uri. Și așa cum a spus și Călin, am încercat să răspund la cât mai mult dintre întrebările pe care le-ați pus în formularul de înscriere. Au fost foarte interesante, mi-am încercat să-mi ajustez discursul în funcție de ele, pentru că cred că asta e cea mai importantă parte a unei prezentări, să fie de folos celor care o ascultă și o văd. Și așteptăm și întrebările voastre la final de eveniment. Așadar, mi-am pus gândurile și ideile într-o prezentare pentru că am foarte multe lucruri despre care vreau să vorbesc și am avut nevoie de un suport care să mă ghideze și să nu încep să vorbesc o oră întreagă despre conținutul de blog, de exemplu, cum aș fi în stare. Așa că acest suport mă ajută să mă mențin pe linia care trebuie și să încerc să aduc în vederea voastră, în atenția voastră, cât mai multe lucruri care vă pot fi de folos. Iar dacă voi plecați cu o singură informație de aici, din prezentarea mea, care să vă fie de folos în activitatea
extraordinară pe care o faceți, eu voi fi cea mai bucuroasă. Mie mi se pare că strategia de marketing, comunicarea digitală pe care o face un ONG, este în principal la fel cu comunicarea pe care o face și orice brand, orice companie. Practic, obiectivele mari sunt aceleași. Dar ONG-urile au anumite specificații, cum am învățat și eu din activitatea mea la Serve the City în Bruxelles, care este un ONG, și de acolo am extras câteva lucruri valoroase, sper eu, pentru voi. Și la fel și în Kinderpedia, care nu este un ONG, dar care are o latură de impact social foarte bine trasată și care este un element foarte important din companie. De asta și am acceptat să lucrez pentru ei și de asta îmi și face o reală plăcere zi de zi să mă implic în lucrurile care țin de impact social, de evenimente care sperăm noi, asta este obiectivul lor, să reducem rata analfabetismului funcțional și rata de abandon școlar și să-i ajutăm pe cât mai mulți să aibă acces la educație de calitate care să le oferă mai târziu un viitor cât mai bun. Așadar, cred că sunt în mare parte la fel. Particularitățile ONG-urilor sunt poate lipsa de resurse. Aici îmi puteți spune voi mai multe în discuțiile de la sfârșit. Asta am învățat eu din lucrul la ONG-ul din Bruxelles, dar acolo, inițial, aici, poza era de fapt cu era un GIF cu un băiețel care spunea "We have no money." Dar nu cred că totul se reduce la buget. Se pot face lucruri foarte frumoase și cu mai puțin bani. Banii, într-adevăr, fac diferența și în comunicarea digitală. O să vedeți mai târziu, am explicat mai pe larg. Cred că oamenii, atât prin creativitatea lor, cât și prin numărul lor, voluntarii care pot da o mână de ajutor atât la organizarea evenimentelor, cât și în orice aspect al muncii unui ONG, sunt foarte valoroși. Am considerat eu că pentru a face mesajul, comunicarea, mesajul vostru să ajungă la cât mai mulți oameni, e nevoie de efort, pentru că majoritatea poate nu înțeleg. Consideră că a posta pe o platformă socială sau a trimite un mail nu este mare lucru. Dacă spun cuiva că eu sunt social media manager sau content manager, pe și ce faci? Păi mă ocup de conținutul de social media. Postez pe Facebook? Păi, asta fac și eu și tu ești plătită pentru asta. Adică, come on, easy peasy. Nu e atât de simplu, pentru că trebuie să ai în minte tot timpul audiența, pentru cine scrii și ce vor oamenii aia să primească de la tine, că altfel nu se uită la ce postezi tu. Și așa mai departe, am dezbătut mai pe larg și mai departe lucrul ăsta. Efort, creativitate și resurse, iar la resurse mă refer în principal la oameni, așa cum am spus. În Bruxelles, la ONG-ul Serve the City, erau sute de voluntari care participau așa cum puteau, pentru că erau și studenți, erau și corporatiști, erau oameni din toate categoriile sociale, care știm cum este cu timpul, cu transportul, cu toate aspectele astea și totuși funcționa. Cât avea fiecare de împărtășit cu ceilalți, de pus în serviciu comunității, o făceau și asta trebuie să ținem cont când încercăm să obținem voluntari ajutor pentru ceea ce facem noi ca ONG. Eu am început ca voluntar la Serve the City, ca voluntar pe teren. Mergeam în spitale inițial pentru departamentele de geriatrie pentru a vorbi cu oamenii, dar mai târziu, pentru că mi-am oferit timpul și priceperea, să spun așa, am pătruns în departamentul de comunicare, unde făceam lucruri pro bono, pentru că ei nu aveau suficienți oameni. Iar făcând asta și făcând-o bine, am primit ulterior un job din partea lor. M-au rugat să mă alătur echipei. Deci puteți apela la oameni și pentru lucrul ăsta, pentru că știu că mulți, așa cum ați spus și în întrebări, nu aveți oameni dedicați care să facă lucrul ăsta. Dar dacă faceți apel la studenți, la oameni care au mai mult timp pentru a posta lucruri, pentru a face o strategie de conținut digital,
Sunt sigură că, veți avea un mare succes și sunt sigură că mulți oameni vor vrea să contribuie cu lucrul ăsta. Fiecare are ceva de, împărtășit cu alții, un talent, un timpul lor, efectiv, orice. Și ajung la de ce comunicăm. După cum spuneam, asemănările cu un brand sau o companie mare sunt baza, doar că, din punctul meu de vedere, obiectivul ăsta suprem de care am vorbit aici, ce vor ONG-urile? Ele vor să schimbe lumea în bine, să facă, să transforme lumea, to make the world a better place, ceea ce poate mulți ne dorim, dar nu avem timp sau resurse necesare. Astea sunt motivele pentru care comunicăm. Dacă sunt și altele, alte particularități și alte motive, aș vrea să le știu, pentru că în, din experiența mea astea sunt. Și cum facem să comunicăm cât mai bine? E vorba și de răspândire, nu doar să postez, că știm cu toții, bă, like-uri, comentarii, pui o postare și nu ai nicio reacție la ea, e trist. Dar atunci când o faci pentru o companie, e și mai trist, că tu ai un scop, ai un obiectiv în spate, ai un target. Ideea e că toată lumea comunică pe social media, asta știm cu toții, urmărim și branduri în social media, participăm la evenimente, toate informațiile de genul ăsta ne vin din social media, doar că acum internetul s-a aglomerat, cum am scris aici, este bombardat de conținut. Acum câțiva ani, 5-10 ani, altfel stăteau lucrurile. Acum toată lumea e pe internet, toată lumea care are acces, nu intrăm în discuția asta, dar sunt foarte mulți și conținutul se creează într-o viteză extraordinară. Dacă ne uităm ce se întâmplă într-un minut pe internet, păi pe Facebook sunt 2,1 milioane de oameni activi într-un minut, se caută 5,9 lucruri, milioane de lucruri pe Google, se trimit 231 de milioane de mail-uri într-un minut. Și atunci ăsta este efortul. Aici este nevoie de efort și creativitate pentru a crea conținut care merită să fie împărtășit cu mai mulți oameni, cu cât mai mulți oameni. Că asta ne dorim cu toții, să avem vizibilitate și să schimbăm ceva prin conținutul nostru. Acest raport, creat de Reveal Marketing, ne spune ce fac românii pe internet într-o săptămână. De ce ne uităm la lucrurile astea? Pentru că noi vrem să ajungem la oamenii aceștia, dar ca să ajungem la ei, trebuie să creăm conținut pe care ei vor să-l vadă sau trebuie să ne întâlnim cu ei acolo unde sunt ei, bineînțeles, și ei sunt pe social media, pe mail, citesc știri și fac cumpărături online. Despre asta nu am reușit să vorbesc în prezentare, despre ideea de a avea un shop online. Am observat că unele ONG-uri își pun brandul ăsta pe tricouri, să zicem, sau gentuțe din acelea, tote bags, și se asociază cu brandul respectiv din mândrie și din o cauză comună. Oamenii vor să facă lucrul ăsta și dacă donația lor, în sensul că eu îmi cumpăr un tricou, îmi place designul acestui tricou și cu atât mai mult banii mei merg către o cauză nobilă, de ce nu? Asta e o paranteză pe care am vrut neapărat să o menționez, pentru că este o idee care merită luată în seamă. Așadar, pe social media, pe site-uri de știri, dacă avem comunicate de presă, dacă avem o relație bună cu presa, cunoaștem câteva publicații care sunt dispuse să împărtășească ce avem noi să spunem și ce merită menționat, cu atât mai bine. Oamenii ne văd și acolo și ne rețin. Am spus că content is king. Asta a spus Bill Gates acum mult timp, când a scris un eseu prin 1996, dacă nu mă înșel. Și încă e valabil. El spunea că forma asta de conținut pe internet este cel mai mare generator de bani online. Și e adevărat, încă e adevărat, lumea se bate pe conținut.
ce este conținutul. Prin conținut ajungem noi la oamenii cu care vrem să vorbim, de la care vrem ceva, să participe la cauza noastră, să se înscrie, să lupte pentru ea, să doneze pentru ea și așa mai, și așa mai departe. Și este un mod de a îi informa, de a-i atrage, de a fi în legătură cu ei, că doar nu suntem. No man is an island. Avem nevoie de a fi parte dintr-o comunitate și chestia asta ne dă dopamină, ne dă foarte mari satisfacții să știm că facem parte din ceva, că avem alți oameni cu care relaționăm și care sunt de partea noastră, pe aceeași lungime de undă. Și dacă vorbim de conținut, ok, content is king, trebuie să fie conținut de calitate. Acum este din ce în ce mai mare bătaie pe conținut, după cum spuneam, sunt foarte mulți oameni care, mai nou, creează conținut. Acum știți, cu TikTok și pe LinkedIn și pe Facebook, bineînțeles, sunt oameni care vor să fie urmăriți, să aibă cât mai mulți followers și așa mai departe. Ideea e că timpul e limitat și de ce aș vrea eu să urmăresc pagina acestui ONG? Ce mi-aduce mie în plus? De ce să nu urmăresc pe altcineva? Și atunci, conținutul de calitate înseamnă lucrurile astea. Înseamnă să-i captivezi, să-i atragi, să le aduci o informație pe care ei nu o știau, să răspunzi la întrebări la care ei caută răspunsuri și la care voi știți să răspundeți, pentru că sunteți experți pe bucățica aceea de informație, să folosim materiale și imagini video și să fim consistenți. Asta înseamnă că nu putem posta astăzi și să mai postăm peste 2 săptămâni 3 lucruri într-o zi. Algoritmii despre care o să vorbesc și mai departe, de pe rețelele sociale, țin cont de consecvența asta. Trebuie să fim riguroși și să încercăm să ne păstrăm un ritm. Adică, exact cum am spus, nu din an în Paște, nu foarte multe lucruri la fel, duplicate și așa mai departe. Iar la conținut, dacă vorbim și ne referim aici la ONG-uri, clar, toată lumea se gândește la conținut emoțional. Mulți dintre voi ați întrebat cum postez conținut emoțional fără să cad în patetic. Poate ceva e prea mult, prea lacrimogen, poate oamenii nu vor lucrul ăsta. E o linie fină între un lucru care impresionează oamenii și un lucru care poate e prea mult, așa cum au spus cei mai mulți. Dar emoțiile sunt cele care îi fac pe oameni să acționeze, să facă ceva. Și noi, ca ONG-uri, voi, e clar că trebuie să vă folosiți de acest atu. Am scos un studiu de caz micuț care pe mine m-a impresionat de mult de când l-am descoperit. Este o campanie a celor de la Water is Life, care vorbește despre o zi extraordinară din viața acestui băiețel din Africa, care locuia într-un sat din Namibia, foarte mic, și care nu părăsise niciodată satul respectiv, dar avea și el un bucket list, o listă de lucruri pe care și le dorea în viață. Probabil că a fost și ajutat și inspirat de alții, pentru că atâta timp cât ești în bula ta micuță, foarte micuță, nici nu știu dacă poți să speri să năzuiești la alte lucruri mai importante. Dar organizația aceasta l-a ajutat să-și îndeplinească o mare parte din visurile lui. L-a învins, mă rog, l-a întrecut pe cel mai rapid om din lume, a avut această onoare, a sărutat pentru prima dată o fetiță, a zburat cu balonul, a zburat cu avionul și a văzut norii, s-a jucat pe o plajă, a văzut oceanul pentru prima dată și așa mai departe. Și oamenii sunt impresionați de povestea lui. Asta e, chiar asta este ideea, o poveste. Că și cu toți am auzit de storytelling. Ideea asta e să creezi, să-ți iei și o poveste, pentru că studiile arată că atunci când dăm o cifră imensă, un raport, atâția copii mor în fiecare an din cauza bolilor generate de lipsa apei potabile, de o apă care nu este bună de băut în Africa, sunt lucruri care nu ne agață, trec, ok, impresionant, da, păcat, dar când vedem pe băiețelul ăsta și
îi vedem ochii, vedem sclipirea din ochi, a trăit lucrurile astea, ne atașăm de imaginea asta și ne impresionează, exact așa. Iar apoi vine mesajul care spune că el, acest bețel, ar putea să moară înainte să împlinească 5 ani din cauza că nu are acces la apă potabilă. Și e clar că asta ne impresionează și dacă suntem și suntem firi empatice, vom contribui și vom încerca să-l ajutăm pentru că avem un chip la cauza aia. Este acest băiețel. Dacă nu avem un punct pe care să ne concentrăm și avem o cauză generală, generică, da, mor oameni în Africa și așa mai departe, asta nu ne impresionează. Deci măcar când sunt mai mulți, când sunt, am citit un studiu care chiar asta spunea, că dacă sunt propuse două cauze pentru care oamenii să contribuie, să doneze și sunt o clasă de elevi din județul X, satul Y, care nu au pantofi cu care să meargă la școală și deci nu merg la școală, versus un copil care are problema asta, oamenii se vor înghesui să ajute pe acel copil. Au un chip anume pe care se pot concentra și pe care îl pot asocia cu cauza respectivă. Deci găsiți povestea din fiecare, din fiecare zi, din fiecare eveniment pe care îl faceți, din cauza principală pentru care luptați. Sunt o grămadă de povești. Aici am propus un calendar de social media. Sunt multe lucruri pe care le putem posta. Poate vă inspiră să faceți conținut cât mai diferit. Înainte să încep să vorbesc concret despre conținut, și o să mă grăbesc, Călin, că ți-am spus că o să vorbesc mult și sunt de-abia la jumătate. Până la și jumate, da? E timpul meu. Sau mai devreme. Da, e ok. E ok? Bine. Îi dau bici în continuare. Tipuri de conținut pe care oamenii îl apreciază în social media. Și astea sunt lucruri generale extrase din mai multe studii. Bineînțeles că oamenii, noi toți, suntem diferiți și căutăm lucruri diferite în social media. Aici, la partea aceasta de făi să zâmbească, fă audiența să zâmbească, nu am avut exemple de la noi, din activitatea noastră, nici din Kinderpedia, nici din ONG-ul din Bruxelles de care vă spuneam, pentru că e drept. ONG-urile nu prea se asociază cu hăhăizme de astea și cu Caterincă și cu meme-uri și așa mai departe. Poate reușiți să faceți asta. Eu am găsit doar la ONG-urile care au ca domeniu de activitate ajutarea animalelor, cauzele acestea cu animale pe cale de dispariție, protecția animalelor și așa mai departe, care foarte simplu se pot lega de tot felul de animăluțe și pot posta tot felul de lucruri cute care... Da, sunt, creează vâlvă, distrează oamenii și da, se duc din ce în ce la mai mulți, face un bulgăre așa care se răstogolește. În schimb, noi avem concursuri. Am avut un concurs bazat pe activitatea noastră de Miercurea Citim Împreună. Am avut, înainte de vacanță, a fost ultima ediție a acestui eveniment pe care îl făceam în fiecare miercuri. Colega mea citea o poveste și încet, încet s-a creat o comunitate în jurul acestui eveniment recurent. Erau mulți oameni, părinți cu copii, care așteptau exact să înceapă povestea de la ora 5, miercurea. Și am legat de această activitate un concurs, fiindcă aici vorbim de concursuri, giveaways și așa mai departe, a creat un engagement foarte bun. Foarte multă lume s-a înscris, foarte multă lume a participat. Oamenii se entuziasmează la lucruri de genul ăsta, mai ales când, cum făceam noi, puneam o întrebare din povestea respectivă. Adică copiii trebuia să fie atenți, să urmărească bine povestea și să răspundă la întrebare. Și, exact cum spuneam, a fost un mare succes genul ăsta de conținut. Putem să inspirăm audiența. Noi avem norocul, pentru că educația este domeniul în care activăm, să avem o mulțime de povești care inspiră, de citate, cum spuneam aici, pe care le putem împărtăși cu comunitatea noastră. Și sunt sigură că la fel puteți să găsiți și voi în orice domeniu activați. Tot la capitolul de a învăța comunitatea, de a educa comunitatea, noi avem ca sursă, cea mai prolifică sursă de conținut pentru Kinderpedia este blogul Kinderpedia. Suntem o echipă de 4 oameni care creăm conținut mereu pe blog, în care încercăm
exact să facem acest lucru, să oferim informații pe care oamenii le caută. Și cu precădere profesori și părinți, ne învârtim în jurul educației și în jurul tehnologiei. Pentru că la congruența dintre aceste două domenii se află Kinderpedia, educație și tehnologie. Și încercăm să tratăm subiecte de interes pentru profesori și pentru părinți. Cum se vede aici, învățarea socio-emoțională, cum construiești autonomia copiilor, cum să dezvolți o relație bună cu copiii încă din prima zi de școală, mă refer aici la profesori, și așa mai departe. Iar acest tip de conținut noi îl promovăm mai departe în social media și putem urmări acolo exact ce i-a interesat pe oameni, cât de mult au interacționat cu un articol, cât de mult le-a plăcut și astfel ne putem plia și noi conținutul pe cerere. Exact ce i-a impresionat pe ei, ce vor mai mult să citească, e clar. Noi mai oferim răspunsuri care țin de tehnologie, după cum spuneam, webinarii și tot felul de evenimente pe care le organizăm tocmai pentru a familiariza oamenii din educație cu folosirea tehnologiilor digitale la clasă și cum îi ajută pe ei mai departe să se organizeze mai ușor, să atragă familia mai aproape de educație și așa mai departe. Studiile de caz, iarăși, sunt o sursă foarte importantă de conținut pentru noi și mai mult decât atât sunt un mod de a ne recomanda serviciile, pentru că noi așa atunci când intrăm, să spunem, pe Mag să cumpărăm ceva, ne uităm la review-uri. Sunt oameni care au cumpărat lucrul ăla, sunt mulțumiți sau nu de el, asta contează cel mai mult. Și atunci utilizatorii noștri sunt cei care ne recomandă mai departe și cuvântul lor este cel mai valoros pentru cei care îl ascultă. În momentul în care un utilizator spune Kinderpedia îmi salvează 6 ore pe săptămână din lucru anevoios pe care îl făceam din punct de vedere administrativ, oamenii ascultă lucrul ăsta și sunt mai impresionați decât dacă spunem noi lucrul ăsta, că e normal că noi o să spunem de bine. Este foarte important să interacționezi cu comunitatea ta. Dacă nu o bagi în seamă, pleacă. Și trebuie să o bagi în seamă și când ea are lucruri urâte de spus despre tine. Sunt o grămadă de comentarii acide, urâte, dar nu trebuie să le ascundem, trebuie să le luăm în calcul și să le răspundem cât mai civilizat cu putință. Asta e cel mai bine să facem. Aici am dat un exemplu de conținut. După cum ziceam mai devreme de povești, povestim și le spunem urmăritorilor noștri de pe LinkedIn, îi anunțăm de oamenii noi care se alătură echipei noastre. Și în loc să spun, da, am angajat-o pe Lavinia care a terminat masterul de marketing digital și care are doar 22 de ani și ne bucurăm că a venit în echipa noastră, întotdeauna încerc să sap mai mult și să aflu lucruri interesante despre ei, altfel, lucruri care să-i arate ca oameni, cu hobby-uri, cu pasiuni. Și atunci, bineînțeles că am spus despre Lavinia că are brevet de parașutist profesionist la 22 de ani și care e pe cale să termine și să-și ia licența de pilot la 22 de ani, pentru că e ceva ce ne inspiră și pe noi, colegii ei, și bineînțeles că creează așa o poveste în jurul ei. Exact cum spuneam mai devreme. Cum încurajezi audiența să se alăture cauzei tale? După cum spuneam, poate mulți nu s-au gândit că echipei mici pe care o au ONG-urile, li se pot alătura oameni voluntari care să-i ajute și la munca asta pe care o fac de birou, ca să zic, de promovare și așa mai departe. Această campanie a avut un mare succes în Bruxelles, pentru că noi tot timpul împărtășeam cu oamenii numărul refugiaților care veneau în Bruxelles și pe care noi încercam să-i ajutăm. Atât de mulți, dar trebuie să-i cunoaștem ca să putem să impresionăm oamenii. Și oamenii au nevoie de povești, exact cum spuneam mai devreme. Și atunci am creat o campanie prin care fix așa făceam. În fiecare săptămână ne concentram pe o poveste. O mamă sau un tânăr din Siria a venit în Bruxelles, cum se adaptează el, ce facem ca să-l ajutăm, cum pot oamenii, oricare, cei care citesc articolul respectiv, să-l ajute, să-i dea o mână de ajutor să se integreze și așa mai departe. E o strategie mult mai bună decât să,
să dăm statistici și numere așa seci. Cătălina, teoretic, ar mai fi 2 minute din prezentarea ta, dar știu că mai ai slide-uri, așa că mulțumesc, îți dau că extra 5 minute. Oh, mulțumesc, e generos. Eu tot bat apamp eu cu voluntari. Noi, ca să avem cât mai mulți oameni interesați de cauza noastră și care să ne dea o mână de ajutor, ne-am gândit cum putem să-i targetăm pe ei, cum putem să-i convingem pe ei să vină să facă voluntariat pentru noi. Și ne-am gândit că proximitatea este un lucru foarte important pentru oameni astăzi. De fapt, timpul, da? În momentul în care trebuie să străbați Bucureștiul de la un capăt la altul, să ajungi într-un loc, e complicat. Și atunci noi am hotărât, aveam mai multe acțiuni caritabile în tot Bruxelles-ul și atunci am hotărât să targetăm pe cartiere oamenii și să le spunem, da, tu știai că poți să faci voluntariat chiar la tine aici în cartier, poți să mergi la casa aceasta de bătrâni să-i ajuți sau poți să mergi la orfelinatul ăsta sau la biserica San Catherine, sunt mulți refugiați cazați acolo pe care poți ajuta. Și asta a bubuit numărul de voluntare care au venit să se alăture cauze, pentru că e mult mai simplu să mergi 2 străzi și să ajungi acolo în loc unde vrei să ajungi. Și oamenii, pentru ei, ăsta era un mare impediment. Da, deci n-am timp, unde să mă duc, la ora X, dar sunt lucruri mici pe care le poți face fix în vecinătate. Și atunci am ales pliantele, pentru că vreau să vorbesc și de acest mod de comunicare, care nu mai este digital, dar care este foarte util în acest mod de targetare a oamenilor din jur. Și noi am avut succes atunci cu campania asta, poate e de ajutor și altora. O altă idee care mie mi se pare foarte bună și poate că alții deja o pun în practică de mult, este să asociem un team building cu voluntariatul. Cauza noastră este, ok, pentru mediu, na, să curățăm o zonă de pe lângă București, să zic, sunt o grămadă care au nevoie să fie scoase la lumină de sub gunoaie. Și atunci putem ajunge astfel, cu propunerea asta, la corporații și să le propunem o zi de team building în care să-ți oferi timpul și resursele sub formă de oamenii din echipa ta să ne ajuți pe noi în cauza noastră. Și asta, iarăși, a avut un mare succes. Aici în imagine este o divizie de la Toyota și el este chiar președintele și CEO-ul companiei, care alături de echipa lui au mers și au pregătit pachete pentru oamenii, pentru refugiați. Asta e o idee care mie mi se pare de succes pentru orice cauză ar avea ONG-ul vostru. Iar aici este o poză de la Big Volunteer Week, pe care o organizam cu sute de voluntariat, de voluntari din toată lumea, veneau foarte mulți și din America, și crea așa o atmosferă extraordinară în jurul cauzei respective. Toată lumea participa, toată lumea avea ceva cu care putea să ajute pe cineva. Și a fost, vă puteți gândi și la ideea asta de eveniment, o dată pe an măcar, să începeți să încercați să atrageți comunitatea într-un scop din acesta măreț comun. Eu sunt cea din stânga care are mâna streașină la ochi și eram însărcinată în vreo 6 luni. Iar despre conținut mai este de vorbit și eu am deschisesem subiectul despre reach-ul organic, adică numărul de oameni la care pot ajunge postările voastre pe platformele sociale. E un număr organic, este cel pe care îl avem asigurat fără să plătim, iar am făcut o paralelă între organic versus plătit. Aici, de exemplu, sunt postările noastre, unele destul de recente, chiar din septembrie, și acesta este reach-ul organic, adică oamenii la care au ajuns postarea pur și simplu pentru că am postat-o pe pagina noastră, și sunt cifre mai mici, mai mari, 2.000, 3.000, spre 4.000, și asta e diferența dintre o postare organică, din reach organic, uitați, 6.000 aproape aici, la postarea despre articolul cu desenele animate și cum îi pot ajuta pe copii să descopere lucruri noi, chiar dacă teoretic babau desenele animate. Și mai jos, un studiu de caz de la o grădiniță din Sibiu,
de la Maria Clara și diferența în numărul de persoane la care a ajuns această postare pentru că a fost promovată și celelalte postări care nu au fost promovate. Și iarăși ne uităm la insights, la tot felul de lucruri, de date care ne ajută. Mai departe testăm, vedem ce a mers, vedem cum a reacționat audiența, facem la fel, facem altfel, decidem cum e mai bine, totul e testare și încercare. Și mai departe mai am mai multe lucruri pe care am vorbit. Și în ultimă speță aveam aceste rețele sociale și specificul lor. Bineînțeles că pun prezentarea la dispoziția participanților la activator. O să trimit Nataliei și ea poate trimite mai departe dacă oamenii sunt interesați. M-am străduit să fac diferența dintre fiecare postare, fiecare platformă, specificul ei, ce tipul de audiență are. Vreau să subliniez că nu stai să fim pe toate platformele astea. Sunt unele care poate nu ni se potrivesc, dar nu e imposibil atâta timp cât facem o diferență. Adică ce postăm pe LinkedIn poate nu se potrivește cu tonul vocii și cu ce postăm pe Facebook, cu atât mai puțin cu ce postăm pe TikTok, dacă postăm pe TikTok. Dar eu cred în continuare că putem să creăm conținut declinat pe fiecare rețea socială în parte. Bineînțeles că asta implică timp și multe resurse, dar reiau ideea pe care am spus-o, că puteți apela la voluntari care să facă asta pentru voi, dacă nu aveți oameni în echipă care să vă ajute. Deci sunt sigură că mulți oameni ar fi interesați să ajute în felul ăsta. Mulțumim mult, Cătălina, pentru toate ideile. Cu siguranță mai ar fi spus multe de zis la această parte. Și aș fi avut de zis câteva lucruri. Îmi pare rău că n-am putut să vorbesc despre una din părțile mele preferate, și anume analiza de date. Da. Vreau neapărat să spun că asta e adresa mea de e-mail și dacă aveți întrebări și dacă vreți să vă sfătuiți cu mine pentru ceva, vă stau la dispoziție și m-aș bucura să vă fi fost de folos ce am discutat aici. Super. Chiar vă încurajez să scrieți Cătălinei dacă aveți orice întrebări legate de această prezentare. Iar acum vom continua cu partea de discuție liberă pe baza întrebărilor pe care le-am primit de la voi, toți cei care v-ați înscris. Cătălina, cred că poți să oprești prezentarea. Da, sigur. Și vom continua discuțiile pe aceeași temă, pentru că una dintre cele mai frecvente întrebări pe care le-am văzut este ce canale să folosim de comunicare și unde să fim prezenți și care sunt canalele noi unde ar trebui să comunicăm. Am văzut că ai recomandat YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Într-adevăr, acestea sunt cele mai populare rețele sociale în România. Dacă ar fi să te contactezi un ONG și să-ți ceară această recomandare, unde ai zice că ai să fie să comunice? N-aș zice că e una anume. Contează foarte mult și pe cine targetează ei, la cine vor ei să ajungă conținutul lor. Vor să vorbească cu directori de corporații care să-i ajute la strângerile de fonduri și așa mai departe. Vor să creeze un brand din ONG-ul lor. Vor să se facă cunoscuți cât mai multor oameni ca acei oameni care luptă pentru cauza asta și atunci se adresează publicului larg și poate Facebook-ul este mai indicat, dar cred că e copleșitor în momentul în care nu faci niciun fel de comunicare sau poate o faci așa artificial și cu niște lucruri aruncate acolo ca să fim și noi prezenți în social media. Pare foarte mult să începi să creezi conținut pentru toate lucrurile astea și atunci e mai simplu să înceapă pe rând, bineînțeles. Nici noi nu suntem prezenți pe toate rețelele sociale, dar avem un plan și ne tot gândim la strategii, pentru că în momentul în care începi să comunici, după cum spuneam, e nevoie de constanță și dacă tu pui la cale, ok, mi-a venit o idee de un scurt video pentru TikTok, dar pe urmă nu mai ai idee pentru toată luna, restul lunii, nu ajută la nimic. Și atunci acesta este, practic, nevoia de a fi constant este pentru a bate algoritmul, că știu că era o întrebare legată de algoritm. Da. Cum poți să bați algoritmul? Algoritmul platformelor sociale ia în considerare timpul la care intră, ora la care intră utilizatorul pe platformă și din tot fluxul de conținut pe care poate să îl afișeze la utilizator, platforma alege doar anumite
bucăți de conținut pe care să le afișeze. Postarea prietenilor, postarea familiei, după aceea postare de la anumite pagini cu care a interacționat sau care consideră algoritmul că sunt de interes pentru acea persoană. De aceea, dacă vreți să bateți algoritmul, mereu trebuie să creați conținut care să fie de interes pentru publicul vostru, cu care publicul vostru să vrea să interacționeze. Adică să dea like, comment, share, click, orice, doar să facă o interacțiune, pentru că în felul acela algoritmul primește un semnal că conținutul produs de voi este interesant și atunci îi va posta și următoarele bucăți de conținut pe care voi le veți face vor ajunge în newsfeed la acel utilizator. Fie că vorbim de YouTube, de TikTok sau de Facebook și Instagram. Majoritatea au acest flux sau acest tip de algoritm care se uită la flux de conținut și selectează părțile cele mai interesante pentru publicul care accesează atunci rețeaua. Ce pot să zic și eu despre particularitățile rețelelor sociale este că YouTube este folosit și ca motor de căutare și dacă aveți... E chiar al doilea, nu? Exact, al doilea din lume. Dacă, după Google, da, dacă aveți subiecte care cei din publicul vostru țintă le caută cu precădere despre ceea ce voi abordați, este bine să comunicați pe YouTube, să răspundeți la întrebări prin conținut video. TikTok este mai mult... un canal de divertisment, să zic, infotainment, cum ar fi. Și acolo, da, într-adevăr, este foarte importantă frecvența, chiar dacă clipurile sunt scurte, ca algoritmul să vă țină activi și prezenți în, în rândul celor care vă urmăresc, trebuie să fiți constant și să vorbiți despre o temă cu care algoritmul să vă poată asocia. Spre exemplu, aveți un ONG pentru studenți care se adresează studenților care vor să plece în exchange, în internship-uri, atunci vă alegeți ca subiect de discuție pe TikTok dezvoltarea în carieră. Și pe dezvoltarea în carieră, cu siguranță, găsiți 365 de idei scurte, o idee pe zi, pe care să le postați pe TikTok. Sau dacă sunteți un ONG care ajută copiii de cancer, să-l luăm așa, tot veți găsi o idee despre prevenție, despre stil de viață sănătos, despre condiții, despre tratament, despre cum poți dona. Exact ce zicea și Cătălina, este foarte important nu doar să vă gândiți la o singură bucată de conținut, ci să vă faceți un plan de conținut mai pe termen mai îndelungat, ca să fiți constanți pe acel canal. Și legat de calendarul de conținut, aici vreau să te întreb, Cătălina, cum ai construi sau cum ai recomanda ONG-urilor să-și construiască un calendar de conținut? De la ce ai porni? În primul rând, aș încerca, i-aș sfătui să-și definească foarte bine domeniul de activitate, pentru că și nouă ni s-a întâmplat, deși eu am impresia că postăm tot timpul despre funcționalitățile Kinderpedia, am avut totuși surpriza să constat că oamenii nu știau prea bine cu ce se mănâncă Kinderpedia și trebuie să ținem tot timpul cont că nu oamenii, nu aceiași oameni văd aceleași postări tot timpul. Postarea de azi ajunge la un grup de oameni, postarea de mâine ajunge la un grup de oameni, trebuie să pornești de la ideea că interacționezi tot timpul și cu oameni care nu te-au mai citit până acum și nu știu despre ce este vorba. Și atunci... Aici putem să ajungem puțin înapoi la ideea de cifre, faptul că reach-ul organic, adică numărul de persoane care îți văd organic postările fără să le sponsorizezi, este undeva de sub 10%. În medie, la nivel internațional, pe Facebook este undeva la 8%. Și atunci, dacă tu faci o postare de educare despre platforma voastră sau despre evenimentul pe care îl aveți și să zic faci zilnic câte o postare, dacă ajungi la aceeași 10%, 90% din cei care îți urmăresc nu-ți văd conținutul. Și atunci nu ai impact, mai ales dacă postezi în... exact la aceeași oră, zi de zi. Pentru că, în general, oamenii își aleg orele la care intră. După ora 10, dimineața, înainte de job, între 8 și 9, da, sau la masa de prânz. Da, și atunci este bine și să diversifici orele la care postezi, ca să poți ajunge la un alt public din rândul celor care te urmăresc, să testezi mai multe ore la care faci postări. Asta exact. Vreau să spun. Și noi testăm tot timpul, încă mai testăm. Algoritmii încă încearcă lumea să înțeleagă pe deplin. Și când zici că ai înțeles, s-au schimbat totul, pentru că mai nou, acum câțiva ani, nu e chiar nou, dar algoritmii înțeleg că favorizează ideea asta de comunitate. Și atunci am observat că da, așa este, pentru că postările noastre care instigă oamenii să comunice, să comenteze cât mai mult, se duc la o grămadă de oameni. Deci dacă am postat ceva mai controversat, așa, am avut săptămânile trecute un articol despre mindfulness în sala de clasă,
Și s-au trezit câțiva să spună, dar le lăsați cu porcările astea, mindfulness, ne mai trebuie sala de care n-avem, avem WC în curte, discuțiile, dar a fost combătut omul respectiv cu alți profesori, pentru că comunitatea noastră e precădere dascăl și educatori, care au spus, da, este o idee foarte bună și eu încerc să fac asta cu elevii mei, pentru că îi ajută foarte mult să se liniștească, să se așeze pe sarcină și așa mai departe. Și toată discuția asta, uitându-mă, a explodat riciu la postarea respectivă. Adică contează foarte mult să interacționezi, cum să generezi interacțiune. Și să testezi tot timpul. Noi am testat chiar același articol postat din două perspective diferite, au avut rezultate complet diferite, dar am învățat ceva din testarea aia. Tot timpul trebuie să încerci. Un infografic, a spun un citat, mâine să văd ce vrea comunitatea mea să afle și atunci mă ghidez după ea. Uite, aici ai spus o expresie cheie. Ce vrea comunitatea mea să afle? Adică o idee de reținut este să nu vorbiți tot timpul despre voi. Ce faceți voi? Cine suntem noi? Cum facem noi? Proiectul nostru, proiectul... Și să vorbiți despre comunitatea voastră. Ce fac voluntarii noștri? Impactul pe care îl au? Cât de bine se simt copiii? Donațiile voastre, ce rezultate au? Să fie despre comunitatea voastră și să fie despre subiecte de interes. Planul vostru de postări pentru ONG-ul vostru trebuie să fie la intersecția între interesele celor care vă urmăresc și interesele voastre ca și organizație. Pentru că dacă utilizatorii care vă urmăresc sunt interesați de mesajul pe care voi îl postați, care are legătură cu organizația voastră, vor interacționa, vor lăsa comentarii, vor da share și atunci se va propaga și va avea un reach organic mai mare. Dacă nu, va ajunge la puțini oameni și va trebui să îl sponsorizați. Să faceți acel boost post sau postare sponsorizată sau o reclamă, cum am văzut și în studiul de caz Kinderpedia, diferența dintre o postare nesponsorizată și una sponsorizată. Și aici, deci dacă ar fi așa să concluzionăm despre planul de postări, este important să aveți constanță, este important să postați la diferite ore, să vă adaptați mesajele în funcție de rețelele sociale în care postați, spre exemplu pe LinkedIn, mai mult către fundraising, către sponsorizare, către oameni de business, către oameni de HR, despre cine ar putea să facă donații pentru voi, pe Facebook către comunitate, către publicul larg, pe YouTube să răspundeți la întrebări, pe TikTok să vă alegeți un subiect cu care ați vrea cei care vă urmăresc să vă țină minte, da? Spre exemplu, dezvoltare în carieră sau cancer la copii sau ceva să fie subiectul vostru pentru care cineva va urmări să vadă tot timpul conținut pe acea temă. Voi sunteți experți și lumea vă asociază cu lucru. Exact. Deci găsiți-vă rețele sociale unde e publicul vostru, faceți-vă un plan de conținut care să aibă legătură cu ceea ce interesează pe publicul țintă și testați diferite formate și diferite ore la care postați. Dar nu vă bazați doar pe ceea ce vedeți organic. Și aici ajungem la un alt subiect, la subiectul de resurse. Pentru că ai prezentat foarte fain acel rezultat dintre postare organică și postare plătită. Și aș vrea să vorbim un pic despre partea asta de resurse, pentru că știu de la mulți care se plâng, bun, dar nu avem bani, nu avem resurse, nu avem oameni. Și eu tot timpul încurajez să se treacă peste această barieră. Și am fost președinte de ONG timp de 4 ani de zile, am fost voluntar și în ISEC, membru și Romanian Business Leaders și în EI Young Professionals, am făcut foarte mult voluntariat și mi-am dat seama că, de fapt, limitarea de resurse e în mintea noastră. Pentru că resursele sunt acolo. Adică sunt oameni care vor să doneze, sunt companii care vor să se asocieze, sunt companii care pot să doneze din impozitul pe profit, sunt companii care au bugete de CSR, care vor să își ofere suportul pentru voi, dacă știți foarte bine ce vreți. Și aici vreau să accentuez acest lucru, să știți ceea ce vreți. Spre exemplu, dacă voi veți merge la o companie, haideți să luăm un exemplu de o companie care face software în domeniul sănătății și care una dintre valorile lor cele mai înalte este sănătatea, evident. Dacă aveți un ONG care, spre exemplu, luptă cu cancerul la copii sau ajută copiii de pe sate să ducă o viață sănătoasă, da? Vă adresați subiectului sănătate. Dacă veți merge la acea companie, voi doar trebuie să le prezentați ce veți face cu acei bani și care este impactul pe care vreți să-l obțineți. În momentul când voi vă cunoașteți obiectivele și ziceți, uitați, dacă voi ne dați suma de 10.000 de euro, din care noi vom investi 2.000 de euro în promovarea proiectului, nu pentru beneficiarii finali, toată lumea zice, da, toată lumea vrea ca toți banii să se ducă la beneficiarii finali, dar banii nu s-ar putea duce la beneficiarii finali dacă nu ai beneficiari.
ca să ai beneficiari, trebuie să te promovezi, trebuie să ajungi cu mesajul tău la beneficiari ca să poți să ai impact. Promovarea, de fapt, te ajută să ai impactul cât mai mare. Iar pentru asta trebuie să-ți faci calcule de promovare. La câtă lume vreau să ajung cu mesajul meu? Cât mă costă să ajung la acești oameni? Haideți să includ costul acesta de promovare în banii pe care îi cer de la sponsor. Și credeți-mă că sponsorii și donatorii vor înțelege că ai nevoie de bani ca tu să ajungi cu mesajul tău mai departe. Pentru că Facebook nu îți oferă gratis reclama pe care o faci acolo. Google îți dă un grant de reclamă în rezultate la căutări, ceea ce chiar vă încurajez prin textul, puteți să ajungeți la grant oferit de Google, din câte știu. Deci, primiți niște bani de la Google de promovare de rezultate la căutări, dar aveți atât de multe platforme unde vă puteți face reclamă doar dacă știți foarte bine cine e publicul țintă, câți bani ai nevoie să ajungi acolo, ca să incluzi aceste obiective și aceste bugete în finanțările pe care doriți să aplicați pentru ele. Și mai ales mediul corporate va înțelege că e nevoie de acei bani ca să ai un impact cât mai mare. Deci, până la urmă, cred că e o chestiune de mindset, lipsa de resurse. Și mi-a plăcut și Cătălina foarte bine ce a punctat, faptul că puteți obține și resurse de voluntari. Aici vreau să dau un alt exemplu, spre la agenția Lupa, unde am fost partener timp de 7 ani. Una dintre valorile noastre, cele mai importante, era giving back to community. Iar prin această valoare, cum ne exprimam noi această valoare, este să oferim serviciile noastre pro bono pentru o organizație pe semestru sau trimestru. Fie le făceam un rebranding, fie le făceam o campanie de promovare, fie le gândeam mecanismul unei campanii, ofeream gratuit serviciile acestea. Nu puteam la nesfârșit să le oferim, dar pentru o perioadă acordam ajutorul unui ONG. Deci există organizații care au în misiunea lor să ajute ONG-urile și nu tot timpul ai nevoie de bani, ai nevoie de resurse, ai nevoie de oameni care să-ți comunice pe social media, ai nevoie de voluntari, ai nevoie de oameni de vânzări care să-ți obțină sponsorizări pe care poate nu poți să-i plătești de la început, poți să faci internship-uri, poți să faci multe lucruri dacă știi ce resurse ai nevoie și să știi unde să ajungi la ele. Foarte bine punctat și cred că este important să specificăm și că sunt oameni care vor să ajute vedete, să spun, artiști, influenceri, care știu sigur că își pleacă pregătirea și experiența și bunăvoința la anumite cauze fără a aștepta nimic în schimb și că aici posibilitățile sunt nelimitate. Și nu, adică trebuie să îndrăzniți, să încercați, că nu aveți nimic de pierdut. Vorbiți cu X care cântă foarte fain și organizați o seară de jazz, nu știu unde. Mergeți la oameni să vă găzduiască evenimentul. Sunt mulți care au lucruri de oferit și care pentru o cauză nobilă le vor face cu siguranță. Și atunci o să aveți ambasadori pentru cauza voastră și mulți oameni care cu atât mai mult vor veni la evenimentele acelea pentru că sunt banii pe care îi dau acolo, în schimbul a ceea ce vor viziona, sunt pentru o cauză nobilă. Așa sunt și aceste licitații, când cuvântul. Sunt foarte des întâlnite acum. Licitațiile, oamenii licitează timpul lor, experiența lor, resursele lor, ce au învățat de-a lungul timpului într-un anumit domeniu pe care se pricep, la schimb pentru a strânge fonduri pentru diversitate. Înainte, Natalia, înainte să adresez întrebările, că știu că sunt întrebări din public, vreau să fac o completare la ideea de influenceri, pentru că mi se pare o idee foarte importantă și am cel puțin 3 completări la această idee. Unul la mână, stocăriți influencerii și vedeți cu ce mesaje folosesc ca să vedeți cu cine vă puteți asocia. Nu toți influencerii o să puște la ideea voastră de influență, găsiți acei influenceri care se potrivesc cu ideea voastră și abordați. Doi la mână, presa preia informările legate de ONG-ul vostru mult mai bine dacă sunt susținute de influencer, pentru că presa tânjește să ia subiecte legate de persoane publice. Și atunci, dacă voi aveți persoane publice care vă susțin, presa va urmări și va lua mult mai ușor mesajul vostru. Trei la mână, vă recomand să căutați platforma FameUp, unde găsiți și micro-influencer, nu doar macro-influencer, și s-ar putea ca FameUp să vă dea inclusiv cont gratuit și sponsorizare gratuită ca voi să faceți campanii cu influencer pro bono prin platforma lor. FameUp.net îi zice la platformă, vă recomand cu drag să căutați și cu asta am încheiat paranteza. Deci, folosiți-vă de influencer, că sunt un canal foarte bun.
Mulțumim tare mult, Călin, să știi că ai anticipat întrebarea pe care o aveam pe vârful limbii. Tocmai asta urma să te întreb și da, ai răspuns-o foarte pe lung și argumentat. Mulțumesc mult, Cătălina, mulțumesc mult, Călin, pentru gândurile pe care le-ați împărtășit aici. Timpul ne arată că foarte rapid intrăm în următorul panel, așa că încerc să vă adresez cel puțin câteva întrebări câte reușim să luăm. Dacă nu, pentru participanți, să știți că la final de toate panelurile puteți adresați întrebările direct către Călin și Cătălina în zona de networking. Așa, prima întrebare. Ce fel de mesaje ajung la adolescenți și pe ce canale trebuie aceste mesaje comunicate? Cătălina? Când ai spus adolescenți, m-am gândit la TikTok pentru că ei acolo sunt, dar trebuie să fim atenți la cum vorbim cu ei pe TikTok, pentru că în același timp ei sunt acolo, intră pentru divertisment, cum a spus și Călin și cum era și în prezentarea mea. Chiar scrisesem ce caută românii pe TikTok, divertisment, iar următorul bulet era tot divertisment, pentru că cu pregătirea asta se întâmplă acolo. Sunt mulți care vor să urmărească oameni și să învețe de la ei, pe nișa lor, să zic, pe design, ești chitit pe design, acolo sunt oameni care îți dau pastile și, nu pastile, pastile cu ce știu ei să fac. Și îi putem targeta acolo, dar nu numai acolo. Eu cred că subestimăm foarte mult adolescenții, da, da. Copiii în general. Eu am observat că sunt și pe Instagram foarte activi, unii dintre ei inclusiv pe Snapchat, și ce am văzut că cresc acum mult, Twitch-ul și Discord-ul. Da. Discord-ul este folosit așa ca un forum activ, ca un post Mirc, dacă mai țineți minte, da, Mircul. Da. Este ca un Mirc renăscut, care este foarte folosit de către tineri pentru comunicare de grup. Și acolo vă puteți crea acele comunități. În loc să aveți Facebook Groups, care funcționează pentru oamenii millennials ca și noi, dacă vreți pentru generațiile noi, faceți grupuri de Discord și s-ar putea să găsiți mai bine acolo. Instagram iarăși funcționează foarte bine, iar pe Discord puteți să postați și acele articole de blog. Mi-a plăcut foarte mult ideea Cătălinei de a publica conținut pe blog, pentru că acela este foarte bine indexat în Google. În momentul când lumea va căuta ceva legat de subiectul vostru, e bine ca voi să aveți un articol care să fie pregătit să existe primul rezultat la căutări pe acea temă. Așa că faceți-vă și un... N-am avut timp să vorbesc și despre SEO și despre cum facem asta într-un atelier viitor. Exact. Da, într-o ediție ulterioară. Mulțumim mult pentru răspunsuri. Următoarea întrebare. Cum facem cu informațiile dacă noi suntem un ONG care astăzi implementează proiecte pe cultură, mâine pe digitalizare, iar poi mâine facem ceva pe partea de mediu? Cum organizăm frumos informația ca cel care intră pe pagina noastră de Facebook să înțeleagă cu ce ne ocupăm? Foarte interesant. Cred că ne putem folosi de tot felul de instrumente de design. Știu că hashtag-urile nu funcționează în sensul că nu căutăm după hashtag-uri pe Facebook, pe Instagram putem și ne putem folosi de ele. Dacă avem ceva pe cultură, hashtag cultura, tipul cultural al săptămânii, nu știu, ceva care ne definește tipul ăla de postare. La fel, să le diferențiem de celelalte, inclusiv culori, tematice, vizualuri care să fie specifice acelei zone. Asta mă gândesc exact. Eu. Exact. Și pe zile puteți să împărțiți. Luna este despre mediu. Da, miercuri este despre startup. Da. Da. Miercuri despre digitalizare. Și digitalizare albastru, mediu, verde. Foarte faină ideea de culori. Să aveți template-uri de postări pe culori încât cei interesați să vadă care postări li se adresează lor. Da, este un pic mai dificil să comunici chiar atât de diversificat pentru că aduci un public care cei care o să fie pentru tehnologie poate nu o să fie interesat de conținutul pentru mediu și atunci o să vă scadă reach-ul organic per general. O altă strategie ar putea să fie să vă faceți chiar pagini separate pentru fiecare direcție. În general, recomandarea mea este să vă găsiți o direcție pe care să vă focusați cu un anumit public țintă, fie pe mediu, fie așa, încât să nu le amestecați, pentru că o să fie... Nici nu mă gândisem când ai pus întrebarea asta, mă gândesc,
nu m-am gândit că există așa ceva, mă gândeam că fiecare bucățica lui și... Mulțumim mult! O altă întrebare, e bine sau nu să postăm mulțumiri, în special mulțumiri partenerilor? Pe Facebook sau pe Instagram? Sigur că da! E importantă și aprecierea, putem să o facem în diverse moduri. Cu atât mai mult îi scoatem în evidență și pe cei care au contribuit și care s-au alăturat cauzei noastre și atunci le facem și lor un bine, trâmbițăm pe toată comunitatea că, uite, ei au pus umărul și sunt oameni faini. Și da, iar pentru noi este un obicei frumos de a mulțumi celor care ne ajută, sigur că... Și eu zic că mai este iarăși un motiv de a inspira pe alții similari să contribuie și ei. Exact, voi dați exemplu de o companie care vă poate, care deja vă este sponsor sau contributor și alții, mai știu și eu sau și noi suntem ca și ei, de ce noi să nu contribuim, să facem și noi? Deci, practic, dați exemple prin mulțumirile celorlalți, iar în planul vostru, când mergeți la sponsorizare, puteți promite chestia asta, vom face poster X poster cu voi ca sponsor, le promovăm. De aceea avem nevoie de mai mulți bani, ca să vă și promovăm ca și sponsor, să sponsorizăm postarea cu voi, să ajungă la întreaga comunitate. Pentru că, până la urmă, mediul corporate și antreprenorial vrea și extra expunere din perspectiva asta de ce faceți ca și ONG, să lumea se asocieze și pe ei, că și ei contribuie la cauză. Nu toate companiile vor chestia asta, dar cele care vor să fie asociate, e bine ca voi să le includeți în bugetul lor de sponsorizare, o parte din bani să meargă către promovarea lor. Mulțumim foarte mult, Cătălina și Călin, să știți că mai sunt în chat întrebări bune și întrebări relevante, dar pe care participanții o să vi le poată adresa direct în zona de networking, pentru că nu am vrea să furăm din timpul alocat celui de-al treilea panel, în care vorbim despre evenimente. Uite, așa s-a mai dus încă un panel cu lecții valoroase de luat acasă și iată ne-a ajuns și la penultimul subiect din evenimentul de astăzi, cel în care practic disecăm evenimentele și încercăm să înțelegem cum putem crește comunitatea prin organizarea de evenimente. Care e morfologia evenimentelor și ce instrumente ne ajută să organizăm și să planificăm evenimentele în noul context în care trăim. Și aici mă refer la contextul hibrid. Avem la masa discuțiilor încă doi omuleți cu o experiență valoroasă în acest domeniu, dar și cu o poftă mare de fapte bune, și anume o avem pe Evelina Necula, cofondatoarea Kinderpedia. Evelina are peste 15 ani de experiență în marketing și comunicare, în educație, corporate, real estate, ospitalitate și retail. Alături de Evelina este și Laurențiu Pop, care este Head of Growth la Event Mix. Laurențiu este business coach și este om de marketing până în adâncul sufletului. Laurențiu are o experiență de peste 16 ani în domeniul digital. Știu că și Călin ne rămâne alături în acest panel, așa că, dragi activatori, eu mă retrag, iar scena vă aparține. Mulțumim mult! Am să fac eu o scurtă introducere la ceea ce va urma. Voi avea rolul de moderator acestei sesiuni și am să fac o scurtă introducere, am să las participanții noștri ca să continue cu partea de substanță care o să vă ajute pe voi foarte bine, iar mai apoi vom reveni pentru partea de discuții și întrebări și răspunsuri, care cu siguranță va fi cel puțin la fel de interesantă ca și cea despre comunicare online. Ca să fac așa o mică introducere și o paralelă cu ce am făcut eu ca și președinte de organizație în EI Young Professionals, noi am organizat multe evenimente pentru tineri profesioniști în comunicare și pentru mediul de business și vă pot spune că a fost principalul canal prin care noi ne-am crescut comunitatea, atât online cât și offline, și ne-a ajutat enorm ca să avem impact.
pentru că evenimentele puteți să vedeți fiecare campanie de comunicare ca și un eveniment. Dar aceste evenimente pot să fie și webinarii, pot să fie și conferințe de presă, pot să fie și conferințe precum este aceasta. Puteți să găsiți multe forme prin care voi să aveți impact cu proiectul vostru prin organizare de evenimente. Să introduceți, să luăm un exemplu, dacă ne întoarcem la copiii bolnavi de cancer, vreți să introduceți o nouă campanie de strângere de fonduri pentru acești copii prin a prezenta, prin a face un raport de activitate unde invitați la participare la acest eveniment pe toți stakeholderii, pe toți donatorii, pe firmele care ați vrea să financeze proiectul vostru. Iar pentru asta faceți evenimente online, offline, hibride, în care voi vă puneți un obiectiv clar, vreți să ajungeți la o anumită sumă de sponsorizare, iar ca instrument, evenimentul vă ajută să ajungeți acolo. Eu vreau doar să vă încurajez să vedeți evenimentele mai mult decât o întâlnire, ci să le planificați cu un gând specific de tipul vreau mai multe donații, vreau o comunitate mai mare, vreau să ajung la mai mulți beneficiari, vreau să educ piața, care mi este scopul, iar pornind de la acest scop să îmi construiesc în spate un eveniment extraordinar. Iar despre asta vor vorbi și Evelina și Laurențiu. Evelina va face o scurtă prezentare foarte captivantă și interesantă despre ce presupune să organizezi un eveniment cap-coadă, un eveniment care sper să vă ajute și pe voi această structură să începeți chiar de mâine să o aplicați. Iar Laurențiu va continua cu prezentarea EventMix, să vedeți cum vă poate ajuta EventMix chiar gratuit, că vorbeam de resurse, cum vă poate ajuta chiar gratuit EventMix să faceți evenimente și să aveți impact imediat de a doua zi. O să ajungem imediat și la EventMix, dar am să dau în primul rând microfonul amândurora pentru a zice un bun venit, iar mai apoi Evelina va începe evenimentul. Haideți să începem, Laurențiu, spune tu un bun venit pentru că vom lăsa scena Evelinei la final. Bună, bine v-am găsit. Evelina, e scena. Ai fost foarte scurt. Bună, Natalia, și mulțumim frumos pentru invitație. Bună, Călin, bună, Laurențiu. Mă bucur foarte mult să fiu alături de voi și mă simt cumva mai degrabă ca la o conversație la gura sobei, mai ales că vremea de afară mai degrabă ne predispune către așa ceva. Așa că o să vă împărtășesc prima dată puțin din experiența noastră a Kinderpedia cu evenimentele. Tu, Călin, ai făcut un preambul foarte bun cu privire la faptul că evenimentele, practic, nu trebuie să fie un cel în sine, ci trebuie să fie un instrument într-un mix de marketing care să se orienteze mai degrabă către rezultate și ideile mele merg în aceeași direcție. Iar acele puncte, să zic așa, pentru că n-am vrut să merg neapărat către o structură, am început exploratoriu, dar acele puncte pe care am reușit să le extrag au venit exact din experiența ultimelor 10, îndrăznesc să spun, de evenimente pe care le-am organizat. Și am să vă împărtășesc, dacă am ocazia, măcar la mesele de networking, și dintre lucrurile pe care le-am greșit și dintre chestiile pe care le-am învățat și pe care le facem mult mai bine acum, tocmai ca dovadă acestui și ca rezultat al acestui proces de trial and error. Pentru noi, Kinderpedia, evenimentele au început ca un icebreaker. Înainte să share-uiesc o prezentare, am să vă spun așa cum am ajuns să facem evenimente. Noi, fiind o soluție de comunicare și management pentru educație, ne-am petrecut primii ani ai existenței noastre de MVP în încercarea de a convinge utilizatori. Și ne duceam către directori de școli și grădinițe și le spuneam: bună ziua, avem acest produs, am vrea să vi-l prezentăm, am vrea să vă invităm să-l încercați, să-l pilotați. Și toate lucrurile astea erau un fel de a le cere ceva. Puneau o presiune foarte mare pe ei și în consecință aveam o rată de răspuns relativ mică. Și atunci, relativ repede, din fericire, ne-am dat seama că putem întoarce lucrurile și altfel. Și că în loc să le cerem în fiecare zi și cu fiecare telefon și cu fiecare interacțiune câte ceva lor, putem, de fapt, să le oferim noi ceva. Și atunci ne-am gândit că o foarte bună variantă de a deschide dialogul cu niște stakeholder care poate nici nu știau în clipa respectivă că au nevoie de noi, ar fi tocmai aceasta, să dezvoltăm niște forme de conținut pe care să le prezentăm în niște evenimente. Și așa a venit ideea evenimentelor Kinderpedia,
Astăzi sunt vreo 4 categorii mari de evenimente pe care le facem și care au o oarecare recurență. Pe lângă acestea mai sunt și alte evenimente la care participăm sau evenimente pe care le organizăm inclusiv în alte piețe, punctual, în funcție de nevoi și de un anumit subiect și de anumite circumstanțe. Dar cele mari, și am să încep cu cel de la care am și început și pe care o să vi-l arăt un pic ca studiu de caz, sunt Grădinița 2.0, care este un format de eveniment care vorbește despre beneficiile tehnologiei în educația timpurie, despre cum ajută conectarea între școli, grădinițe cu precădere, educatori și familie și care sunt beneficiile acestei conectări, dar și mai departe cum poate comunitatea să contribuie și să aducă valoare existenței și bagajului de informație pe care îl oferă o grădiniță și felului cum formează un copil. Și am făcut 4 astfel de evenimente. Educație conectată, care e un eveniment mai degrabă cu profil academic și orientat mai mult către profesorii din ciclurile școlare. Un set de evenimente pur educaționale, adică de prezentare și de introducere, de training în platforma Kinderpedia, care se numesc atelierele Kinderpedia, dar cărora încercăm mereu să le dăm un twist și în care aducem de fiecare dată ca vorbitori și utilizatori și specialiști, astfel încât să nu le prezentăm pur și simplu ceva, ci să le dăm, cum spuneam, și fundamentul din spate de ce ar trebui să folosească ceea ce noi le sugerăm, tehnologia fiind, ca și astăzi, doar un mediu. Și un alt tip de eveniment foarte interesant este Academia Profesorului Digital. Este un model de eveniment relativ complex, spun așa, cumva centura neagră a evenimentelor, pentru că odată este un eveniment organizat de 3 coorganizatori, de Kinderpedia, Brio și Livresc, 3 companii antreprenoriale din zona educației, care s-au unit într-o alianță pentru educație remedială, se numește AER. Iată că și noi avem ONG-ul nostru, ca să spun așa, cu scopul inițial de a oferi lecții de recuperare copiilor care nu reușiseră să parcurgă foarte bine materia în timpul pandemiei și ulterior de a dezvolta și competențele digitale ale profesorilor. Acel tip de eveniment e un eveniment în care se desfășoară în 4 săptămâni diferite, în 4 secvențe diferite. Prima este hibrid, ne ducem live într-o locație, dar îi conectăm pe participanți și online dacă nu pot ajunge, le prezentăm rațiunea de a folosi tehnologia în educație, iar apoi facem cu ei ateliere punctuale pe fiecare tool în parte, le dăm acces inclusiv la o platformă asincronă unde pot să urmărească cursuri, la final au exerciții practice și pot obține o diplomă. Deci iată 4 categorii mari de evenimente. Am să share-uiesc puțin ecranul ca să vă arăt și... O secundă, o să meargă, avem încredere, nu am niciun fel de îndoială în privința aceasta, doar că nu era la primul slide și am întors un pic cu el. Aici. There you go. Share. Merge? Merge. You are screen sharing, da, da. Deci sigur este totul în regulă. Nu voi stărui mult pentru că iată deja colegii care m-au ajutat cu grafica evenimentului au făcut aici un corolar a ceea ce vă spuneam înainte, care sunt cele 4 categorii recurente de evenimente pe care Kinderpedia le face. Am să vă spun un pic despre Grădinița 2.0 pentru că este cel cu care am început. Este un eveniment pe care l-am dus pe 4 ediții în 3 ani diferiți și cu care practic am traversat pandemia. Am început în offline, am făcut 2 ediții de Grădinița 2.0 în offline, apoi una pur online în octombrie 2020 și încă una hibridă în octombrie 2021. Acestea sunt câteva fotografii de la prima ediție care îmi permit să spun un pic și despre tipurile de conținut pe care l-am avut. Practic, ăla a fost primul moment în care ne-am dat seama că trebuie să mergem către oameni și să le oferim lucruri. Și aici, și asta se leagă foarte bine și cu ceea ce vă voi prezenta un pic mai structurat mai încolo, respectiv cum oferim comunităților noastre inspirație și de ce anume facem evenimente. Pe de o parte, dacă vrem să ne creștem comunitatea, exact cum s-a discutat înainte și despre alte tipuri de conținut, dacă vrem să ne menținem comunitatea activă,
dacă vrem să inspirăm acțiune, dacă vrem să strângem fonduri. Sunt câteva opțiuni de obiective, să spun așa. Recomandarea este să aveți obiective cât mai clare și cât mai ușor măsurabile. E foarte ușor să faci evenimente atunci când reușești să aduci în fața oamenilor figuri și idei care îi inspiră. În cazul nostru, keynote speaker-ul primei ediții a fost Oana Moraru. Oana este un guru al educației. Pe mine mă inspiră și astăzi și chiar suntem norocoși că este în comunitatea noastră din 2016. Pentru cei care nu o cunosc, este specialist în educație, lider în educație, a făcut parte din echipa ministrului Adrian Curaj în guvernul tehnocrat de reforma educației și vorbește foarte mult despre valorile care ne definesc și pe noi, una dintre ele fiind aceea a implicării familiei în educația și în dezvoltarea copilului cu precădere în primii ani. Și astfel că ea a fost vorbitorul principal, a atras foarte mult și a inspirat pe mulți dintre participanții la eveniment. Am avut prima dată, cum menționăm aici, 135 de participanți. Am avut, și aici poate că o să povestim mai încolo un pic în dialogul nostru, am avut o logistică foarte elaborată pentru că am avut îndrăzneala la momentul acela să facem un eveniment plătit. Fiindcă am avut insight-ul că dacă îl vom oferi gratuit, lumea s-ar putea să nu-i vadă valoarea. Cu atât mai mult cu cât awareness-ul nostru ca brand și ca produs de tehnologie în educație la vremea aceea era mult mai mic. Și atunci am jucat această carte de marketing relativ riscantă de a pune un preț destul de mare, spun eu, pentru 2019, de cred că 200 de lei per participant, ca să vină oamenii la evenimentul nostru. Un eveniment structurat cu foarte mult conținut. Un keynote speech de la un specialist în educație, un panel în care prezentam împreună cu doi experți în sociologie rezultatele unei cercetări pe care o derulasem pe 2 luni în grădinițe, un Q&A cu Oana și cu un blogger recunoscut de la noi, cu tăticul Dan Duceru, și totodată un panel cu blogger de parenting moderat de Virgil Ianțu. Acesta a fost, să zicem, asta a fost morfologia primului eveniment, așa at a glance. Ediția a doua a fost una pe care am organizat-o chiar în pragul debutului pandemiei. Am privit apoi cu foarte multă nostalgie către fotografiile acestea cu o sală plină de 200 de oameni, pentru că n-am mai văzut așa ceva un an și bine după. Un eveniment în care am adus mai mulți speakeri, dar am păstrat formatul, respectiv speakeri cu topicuri complementare și apoi un panel de părinți bloggeri, ca să prezentăm întotdeauna o multitudine de opinii care să convergă în aceeași direcție. Și aici asta mă ajută să evidențiez și să subliniez un alt aspect important, că este bine să aveți câteva mesaje cheie, un mesaj principal, overriding message, să zic așa, și 2 mesaje secundare pe care să le transmiteți cu ajutorul evenimentelor și care să reiasă cumva și să vină din, dacă se poate, de pe cât mai multe, din cât mai multe surse, astfel încât să se solidifice și să creeze într-adevăr o percepție, să aibă posibilitatea și potențialul de a modifica mentalități. În cazul nostru era nevoie ca să creăm înțelegere cu privire la nevoia de a utiliza tehnologia în educație, chiar aveam nevoie de toate vocile și de toată puterea și persoasiunea lor, astfel că n-am pregetat, exact cum spuneau și antevorbitorii mei, să ne ducem în toate direcțiile de unde puteam obține sprijin și să-l cerem astfel încât să transmitem mesajul mai departe și să obținem transformarea pe care ne-o dorim. Ediția a treia de Grădinița 2.0 a fost chiar sub imperiul celui de-al doilea val de COVID, astfel că și titlul a fost unul pe măsură. Am discutat atunci despre conectare și empatie în educația din curie, despre de ce să comunici cu familiile într-un moment în care părinții nu mai erau așa de aproape de viața grădiniței, nici măcar cum erau înainte de COVID, ce să le transmiți și cum să faci asta astfel încât să cultivi cu adevărat o comunitate. Același format, speaker diversi, opinii diferite, Oana Moșoiu este lector universitar, Mirela Horumbă este psiholog și psihoterapeut, iar Valentina Secară este unul dintre
cei mai notabili, să spun așa, lideri din comunitatea Kinderpedia și fiecare a venit cu o perspectivă diferită și le-a vorbit la momentul acela celor 800 de participanți pe care i-am avut online. Observați deja diferența de reach. Nu e cazul să vă mai spun cât de mult șterge tehnologia barierele geografice. Când am făcut eveniment cu 200 de oameni, cu numai un an înainte, sau mai puțin de un an, că era tot 2020, veniseră oameni din Adjud. Au fost oameni care s-au trezit la 4 dimineața, au venit din Adjud și au ajuns la sala Impact Hub din Floreasca înaintea noastră. Am infinit respect față de eforturile și față de sacrificiile pe care astfel de oameni le fac pentru accesul la educație, că e tot o formă de educație, și de aceea subliniez încă o dată ce multă valoare ne aduce mediul digital, pentru că ne permite astăzi, că am dărâmat și înainte se putea, dar nu era așa de uzual, pentru că am dărâmat barierele acestea geografice, să-i aducem pe oameni aproape oriunde ar fi și să nu-i mai punem să facă eforturi nenaturale până la urmă, ca să ne fie alături și chiar de ce nu să ne reducem și amprenta de carbon. Pentru că să mergi cu orice ar fi, chiar și cu trenul, dar cu atât mai mult cu mașina 200-300 de kilometri, vine cu un preț. Pe lângă faptul că pierzi timpul, suferă și planeta pe tema asta, n-a mai fost cazul. Profit de aceste slide-uri ca să vă împărtășesc că ne-am străduit întotdeauna să ne amplificăm mesajele și cu ajutorul partenerilor media și asta ne-a ajutat mult să ajungem la oameni în afara comunității noastre, pentru că asta e una dintre problemele cele mai mari la un moment dat, după ce ajungi să dezvolți un grup de oameni cu care comunici în mod regulat, te întreb dacă nu cumva vorbești cu aceiași oameni. Și în mod evident vrei mereu să ajungi și la alții. Și ca să ajungi și la alții ai nevoie de un amplificator de mesaj și un potențial amplificator de mesaj sunt chiar partenerii media, deci vă încurajez oricând aveți ocazia să mergeți către media outlets, către portalurile de orice fel, cu atât mai mult cu cât ei sunt foarte deschiși să sprijine cauzele sociale și sigur veți găsi o ureche deschisă astfel încât să vă asculte mesajul și poate chiar dacă aveți nevoie veți primi inclusiv consiliere despre cum să-l faceți mai media friendly, ca să-i zic așa, mai ușor de preluat, mai cu lipici la public. Ediția a patra de Grădinița 2.0 a avut loc chiar anul trecut, în octombrie 2021, și pentru că regulile și restricțiile pandemiei nu mai erau atât de aspre, precum în anul dinainte, am încercat un format diferit, respectiv un format hibrid. Am avut o tematică legată de dezvoltarea și de observarea și evaluarea dezvoltării copilului în educația timpurie, pe care am abordat-o atât pe ciclul preșcolar, cât și pe ciclul primar și am avut paneluri cu speaker diferiți pentru fiecare ciclu în parte, respectiv persoane reprezentanți și specialiști în educație timpurie și specialiști în educație primară. Un panel a fost live, înregistrat dintr-o sală, broadcast dintr-o sală, iar celălalt s-a conectat online pentru că era vorba de vorbitori din mai multe locuri din țară. Asta a fost unul dintre evenimentele la care am avut un reach extraordinar în online înainte de eveniment. Am avut 1600 de participanți înscriși, dar unde am întâmpinat probleme tehnice și pentru că am avut probleme tehnice, n-am reușit să ne conectăm live decât cu 250 dintre ei. Dacă am ocazia, vă povestesc ce s-a întâmplat. Am trecut eu pe unul dintre slide-uri să faceți multe teste și ale logisticii și ale tuturor aspectelor legate de conectare și întăresc acest mesaj. Alte evenimente pe care le-am mai făcut și care ne-au rămas așa în suflet, unul dintre ele, de exemplu, este educație conectată. Un eveniment pe care l-am organizat când lumea avea cea mai mare nevoie de inspirație, de ghidaj, și chiar și de un cuvânt de încurajare, lumea educației, cu precădere căci lor ne adresam, profesorilor, educatorilor. Prima ediție a fost chiar în septembrie 2020, când se întorceau la școală, după 2 luni de online, care știm cu toții cât de dificile au fost, și a fost un eveniment organizat pe 2 zile, deci un eveniment maraton, în care ne-am conectat cu mulți lideri în educație,
mai ales pentru a oferi sprijin emoțional. Evident, am avut foarte multe instrumente, speech-urile și prezentările puse la dispoziție de speakerii noștri au adus foarte multe informații și indicații valoroase profesorilor, dar cel mai important a fost că ei au reușit să fie împreună și să-și glăsuiască temerile și asta o arată și numărul foarte mare de înregistrări. Am avut 5.000 de participanți înregistrați și fiecare dintre ediții și prima și a doua zi s-au desfășurat cu peste 2.000 de participanți live. Academia Profesorului Digital este evenimentul despre care vă spuneam chiar la început, un eveniment mixt, hibrid, organizat cu scopul de a-i sprijini pe profesori în dobândirea de competențe digitale. Pentru că văd poza asta, mă gândesc din nou la importanța expunerii media. N-am trecut în recomandările mele, dar pot să menționez aici că e important atunci când aveți ocazia și până la urmă ține de fiecare comunicator în parte să facă asta, să transformați ceea ce faceți într-o știre. Foarte mult din ceea ce faceți are potențialul de a deveni știre și cred că e foarte important să vă încurajați, chiar și între voi, dacă aveți posibilitatea, pentru că noi avem tendința de a fi timizi atunci când vine vorba de noi, chiar ușor stingheri. Cum să zic eu că am făcut un eveniment cu atâția oameni? Păi hai să spunem, că dacă spunem o să afle și alții și data viitoare vor fi mai mulți și poate că mai mulți dintre cei care doresc să facă același lucru pot veni alături de noi și ne pot ajuta să facem treaba asta mai bine. Călin, cum stau cu timpul? Nu atât de bine. Aproape. Cred că ar ajuta să... Și un pic? Să intrăm în cărliță, cum se zice, să inspirăm oamenii, să vedem ce ați învățat voi din organizarea acestor evenimente, care sunt foarte faine cu mulți participanți, și să vedem cum ar putea ei să organizeze evenimente similare, care ar fi pașii care să organizeze astfel de evenimente, pentru a-și atinge fiecare obiectivele organizației. Excelent! Aproximativ 15 minute maximum ar fi pentru asta. Wow! 10 minute. E bine, ne descurcăm. Am, cum ziceam, cu încredere, cu multă încredere înainte. Asta este partea un pic mai practică. Am explorat un pic prin ce am făcut până acum, pentru că mi se pare că experiența efectivă este cea care ne dă cele mai multe învățături, dar am încercat să le și sumarizez într-o structură și structura este sub formă de 8 întrebări, atâtea mi-au ieșit, am vrut să fie un număr mai rotund, dar dacă astea au fost, astea au rămas, și 14 pași în organizarea unui eveniment. Sunt cei de care ne-am lovit noi de cele mai multe ori. Nu sunt singurii, poate că nu sunt nici exhaustivi, dar cred că sunt un punct bun de pornire în organizarea unui eveniment, fie el live, online sau hibrid, cu atât mai mult cu cât este unul hibrid, pentru că are câte puțin din complexitatea logisticii fiecăruia dintre ele. N-am rezistat tentației de a scrie start with why și nu de ce, pentru că mă duce cu gândul la Simon Sinek și la faptul că în orice ce facem trebuie să avem un de ce foarte puternic. Evenimentele nu sunt o excepție și am spus un pic despre asta la început. Gândiți-vă exact de ce organizați evenimentul respectiv. Pentru că în funcție de obiectivul pe care vi-l propuneți, care trebuie să fie foarte aplicat. De exemplu, vreau să reușesc să nu spun vând, că poate e prea tranzacțional, să monetizez, să atrag fonduri pentru 20 de burse de terapie sau vreau să atrag resurse pentru îngrijirea a 5 urși bruni. Sau oricare ar fi țelul, cu cât el este mai clar, cu atât este mai ușor de atins. Eu am dat acum două exemple foarte practice și un pic în zona tranzacțională, dar poate să fie vreau să ajung cu mesajul meu la 20.000 de oameni, din care să-mi recrutez 200 de voluntari care să activeze în 10 evenimente naționale pe parcursul unui an. Asta poate că e un pic într-o zonă mai cu afinitate mai mare a comunicării. Dar este foarte important să avem acest obiectiv primordial, pentru că el ne va da după aceea răspunsul la toate celelalte întrebări. Cum ar fi, de exemplu, ce?
care e mesajul tău cheie, ce vrei să transmiți într-un astfel de eveniment. Care este un eveniment de educație, este un eveniment de conștientizare, este o strângere de fonduri, este mai degrabă un eveniment de raportare în care încercăm să consolidăm încrederea cu o comunitate de stakeholder și să îi încurajăm să fie alături de noi pe mai departe. Asta ne spune foarte mult despre care vor fi mesajele cheie. Exact cum ziceam și când am început și când dădeam exemple din activitatea Kinderpedia, trebuie să existe un mesaj principal. Cum e la noi, de exemplu, întotdeauna, implicarea familiei în educație, pentru că pe zona timpurie asta e cel mai important, este principalul predictor al succesului copiilor la școală și în viață. Și apoi, mai departe, spunem, ca părinții să poată să fie implicați în educație, au nevoie de o comunicare transparentă cu grădinița și cu școala ulterior. Pentru ca această comunicare să existe, trebuie să existe o bază de încredere. Ca să poată să pună la dispoziție informații părinților, profesorii trebuie să se descarce de bagajul administrativ. Acestea sunt trei mesaje secundare subsumate unui mesaj principal. Sau transformăm educația cu ajutorul tehnologiei, un alt mesaj principal. Mesaje cât mai aproape de corul, de inima a ceea ce faceți și a ceea ce vă conduce pașii în fiecare zi. Ca lucrurile acestea să aibă substanță, trebuie să știm exact cui ne adresăm. Pentru că nu putem să vorbim la fel unui reprezentant de CSR de corporație, unui donator individual și unui beneficiar sau unui partener media sau, știu eu, sau presei în general, să spunem. Și atunci trebuie să știm exact cui ne adresăm, fiindcă multe dintre aceste categorii de public nu pot sta împreună la aceeași masă, nu răspund la aceleași mesaje, nici măcar nu pot fi atinse cu aceleași canale. Odată ce am stabilit cui ne adresăm, e destul de lesne să trecem la pasul următor și să vedem cine ne poate ajuta să transmitem aceste mesaje mai bine. Și aici, la fel, mă întorc la exemplele pe care le-am dat. Pot să fie blogeri, pot să fie personalități, pot să fie experți, reprezentanți ai mediului academic, profesori. Am făcut foarte frecvent paneluri de profesori, pentru că dacă vrem să vorbim cu profesori, trebuie să le arătăm experiența altor profesori. Nu putem să-i ținem doar în vid și în niște sfere înalte ale idealismului. Trebuie să vadă că sunt modele între oameni la fel ca și ei, care fac deja lucrurile acestea și de la care se pot inspira și la care pot recurge inclusiv pentru ajutor. Ce fel de eveniment facem? La fel, odată ce știm cui ne adresăm și ce mesaje vrem să-i dăm și ce vrem să introducem în respectivul eveniment ca elemente de activare, o să ne dăm seama ce eveniment vrem să facem. Pentru că putem să facem concerte caritabile și să vindem bilete și totodată putem să facem conferințe, putem organiza ateliere care sunt foarte participative și interactive și în egală măsură târguri, festivaluri sau orice alte evenimente din întreaga panoplie existentă. Dar pentru asta trebuie să răspundem întrebărilor prealabile și odată ce am răspuns, deja lucrurile devin mai clare și pâlnia noastră se îngustează și mai mult. Evelina, scuze că te întrerup. Am zis 15 minute, dar de fapt am greșit eu. În 15 minute ar trebui să încheiem cu totul ca să putem lua tot și întrebări. Evenimentul? Nu, panelul nostru, așa că dacă ai putea în următoarele 5 minute să termini, ar fi perfect. Da, nu e nicio problemă. Nicio problemă. Mersi frumos, Călin, trecem repede prin întrebări și apoi am să las pașii la dispoziția participanților noștri și dacă există întrebări pe marginea lor, putem să răspundem și în Q&A. Cum anume să fie evenimentul dacă îl facem live, strict în persoană, în cazul în care avem audiența concentrată într-o comunitate locală sau localizată foarte bine, dacă recurgem la un eveniment online care ne permite un reach mult mai mare, dar unde știm că engagementul poate să fie un pic mai mic și atunci trebuie să avem grijă să avem artificiile potrivite pentru a-i ține pe oameni conectați, dacă avem un eveniment hibrid și atunci trebuie să avem mare grijă la toată logistica pentru că jonglăm cu foarte multe bile în același timp, sau chiar un eveniment asincron, las și asta pe masă, că sunt multe conținuturi care pot fi puse la dispoziția comunităților, inclusiv on demand, cum se spune, la cerere, adică să fie disponibile pe site și atunci să le vadă oameni de pe continente diferite, din locuri diferite, în timpul disponibil lor. Unde facem evenimentul, nu intru mai mult în asta.
când, dacă să fie live sau în timpul săptămânii. Astea sunt cele opt întrebări care deja ne dau morfologia evenimentului, pentru că despre asta vorbeam înainte, iar pașii cred că îi putem discuta apoi în Q&A. Laurențiu, te ascult. Și desigur, pentru evenimente digitale și hibride, recomand Event Mix. Fără doar și poate. N-aș fi avut multe dintre bătăile de cap pe care le-am avut dacă am fi folosit un tool complet cum este Event Mix. Însă noi de cele mai multe ori am făcut registration într-o parte, live streaming-ul din altă parte, chiar cu combinații în care am conectat vorbitorii într-o platformă și am dat semnalul într-alta, eventual pe două canale diferite, video și sunet, și nu întotdeauna a mers bine. Așa că recomand simplitate. Practic, orice om de comunicare ar trebui să facă ce știe el mai bine, să comunice și să-i lase pe restul specialiștilor să facă bucătăria din spate ca să-l facă să comunice eficient. Și cu această completare, Laurențiu, ți-a ridicat mingea la fileu foarte bine, pentru că acum poți să prezinți Event Mix, să arăți soluția all-in-one, în care cei care ne urmăresc pot să vadă cum să-și organizeze evenimente virtuale și hibride pentru organizațiile lor, și cred că ne vei face un scurt demo și vei arăta care sunt funcționalitățile. Mulțumesc. Da, o să intru cumva în câteva detalii. Înainte de lucrul acesta, vreau să-i mulțumesc Eveline pentru prezentarea pe care a făcut-o. Consider că aduce un mare plus valoare toate aceste detalii și vă încurajez, dacă nu le-ați notat, să-i le cereți și apoi să le utilizați, bineînțeles, prin crearea unui cont în Event Mix și în mixul de comunicare pe care îl aveți voi de făcut. O să intru foarte repede într-o scurtă prezentare a Event Mix, pentru că știu că mai avem câteva minute și apoi Natalia o să ceară microfonul, astfel că o să fac un share screen. Așadar, Event Mix. Event Mix a pornit acum 3 ani de zile și este la momentul acesta o platformă de realizare de evenimente all-in-one. Asta înseamnă că nu aveți nevoie de niciun alt tool pentru realizarea unui eveniment digital. O să vă prezint principalii 3 piloni pe care i-am dezvoltat în acești ani. Sunt foarte multe feature-uri adiacente, nu o să intru în ele, însă consider că e important să știți următorii 3 piloni existenți la acest moment. Pe de o parte, partea de live streaming. După cum ați văzut deja, avem integrarea cu Zoom, ceea ce permite ca interlocutorii voștri să se conecteze foarte ușor cu voi, cu Event Mix, și stream-ul să se transmită mai departe către audiență. În același timp, am creat un sistem propriu intern care înlocuiește Zoom în condițiile în care nu vreți să faceți această integrare. Iar pentru evenimentele hibride ne putem conecta cu mixerele audio și video, astfel încât streaming-ul preluat din sele de conferință să fie transmis mai departe. Tot în zona de video vreau să vă atrag atenția asupra zonei de networking, unde o să ne vedem cu toții, bineînțeles, după ora 17. Asta a fost creată astfel încât să dăm posibilitatea oamenilor să se cunoască și să spună întrebările direct. În această zonă oamenii se pot alătura la mese, cu video și cu sunet, sau pot să pur și simplu să vizualizeze ceea ce se întâmplă la masă în condițiile în care se dezbate un public mult mai larg. Acesta este primul pilon. Al doilea pilon despre care vreau să vorbesc reprezintă posibilitatea de a face managementul participanților și crearea landing page-ului. După cum spuneam și Evelina, de foarte multe ori este necesar un tool secundar sau folosirea Excel-ului pentru partea de management de participanți. Folosind Event Mix, toate lucrurile acestea sunt integrate, aveți o bază de date, puteți să-i faceți export și lucrurile funcționează foarte simplu. În al doilea rând, orice eveniment creat pe Event Mix are în spatele lui un landing page. Acesta vă facilitează comunicarea cu audiența și în același timp vă dă posibilitatea să promovați evenimentul prin ad-uri în zona de social media, postori influencerilor sau partenerilor media. În acest landing page vei găsiți elementele generale despre numele evenimentului, perioada în care se desfășoară, descrierea evenimentului, agenda acestuia, dacă se desfășoară pe o scenă sau pe mai multe scene,
câte sesiuni cuprinde un eveniment, speakerii prezenți la eveniment și sponsorii evenimentului. Acesta este pilonul numărul 2. Și trec către pilonul numărul 3, respectiv posibilitatea de a crea bilete. Biletele acestea pot să fie bilete gratuite sau bilete cu plată. Ne-am integrat Stripe în EventMix, astfel încât suntem conectați cu un procesator de plăți global. Prin integrarea cu Stripe, dăm posibilitatea organizatorilor de evenimente ca banii să ajungă la aceștia într-un timp foarte scurt și într-un mod automatizat. O să vedeți că în condițiile în care realizați primul eveniment pe EventMix, o să puteți să-l faceți într-un timp foarte scurt. Cel mai rapid am dezvoltat un eveniment în 30 de minute. Pe de altă parte, o să vedeți că totul este foarte user-friendly. O să aveți posibilitatea să-l faceți singuri, fără a fi nevoie de un programator sau o persoană tehnică. Și în al treilea rând, și cred că cel mai important, avem un parteneriat împreună cu Texo. Ceea ce înseamnă că pentru 20 de ONG-uri care utilizează EventMix în acest an, vom oferi conturi gratuite, iar pentru toate celelalte, discounturi semnificative. Și mai mult decât atât, este important să știți faptul că EventMix este disponibil gratuit pentru orice cont, fie el ONG sau nu, pentru în realizarea de evenimente cu până la 100 de participanți în mod gratuit. Modalitatea în care vă puteți face cont și să inițializați un eveniment, v-am arătat-o deja, este acest buton, Sign Up Free. Mulțumesc tare mult și vă invit să vă faceți contul astăzi. Super, deci practic nu mai e nevoie de o agenție, nu mai e nevoie de specialiști, de freelancer, de angajați ca să poți să faci evenimente. Îți este suficient, intri pe EventMix ca și lider de ONG sau oricine din echipa ta, faceți un cont gratuit și acolo o să puteți să configurați evenimente cu landing page, cu ați văzut cum arată o pagină de eveniment, inclusiv cea pe care v-ați înscris aici. Acelea sunt configurabile, voi le faceți drag and drop, texte, puneți tot, imagini și tot este configurabil de acolo, fără să mai aveți nevoie de nimeni. Și eu am făcut o conferință în care am avut peste 1000 de participanți la conferința respectivă. Am făcut-o toată pe EventMix și a ieșit foarte fain. Plus că cei care participă la conferință pot să primească înregistrările, să aibă acces la înregistrări după conferință, care este un alt mega beneficiu de a folosi EventMix. Și gândiți-vă că puteți până la 100 de participanți să faceți multe evenimente. Ceea ce, din nou, pentru voi este un bonus. În momentul în care scalați, o să puteți să vă luați un cont premium, fie prin TechSoup, fie prin EventMix, dar în momentul acela deja o să aveți alți sponsori, altă finanțare, o să puteți să faceți lucrurile acestea extraordinar. Ceea ce e fain este că le găsiți toate în același loc. Nu aveți nevoie de toți ceilalți, cineva să vă construiască landing page, să plătiți o agenție sau cineva să vă configureze live-urile, vă descurcați din EventMix, o să vedeți că este foarte ușor de folosit. Asta îmi place mie foarte mult la EventMix, că face organizarea de conferințe și evenimente online, o face accesibilă pentru oricine, în special pentru voi ca ONG-uri. Cu siguranță, Laurențiu ne mai poate da alte exemple de evenimente cu mii de participanți care au fost pe EventMix și ne va putea spune despre ele. Cu mare drag. Vă aștept la mesele de networking și discutăm mai multe detalii. Mersi mult de tot, Călin, pentru suport în utilizarea EventMix și pentru suportul de astăzi. Ne vedem mai târziu. Drag, cu drag. Da. Natalia, dacă sunt întrebări, nu pleca la urmă. Da, Călin, să știi că au venit niște întrebări, dar sunt destul de generale. Nu se referă neapărat la panelul despre evenimente, de aceea propun să le discutăm la mesele de networking cu fiecare speaker în parte, așa ca să nu furăm timp din cel din urmă panel, care chiar dacă este mai scurt, este la fel de important și în acest fel ne facem intrarea în cel de-al patrulea panel, în care ne-am gândit, pe lângă trusa de cunoștință cu care plecați acasă de la acest eveniment, să mai adăugăm câteva aplicații de tehnologie care vă pot ajuta în procesul de comunicare internă și externă pe care ONG-ul dumneavoastră le poate accesa prin programul TechSoup. Foarte pe scurt, ce înseamnă programul TechSoup? Programul TechSoup este cel care echipează organizațiile non-profit din întreaga lume
cu produse de software și aplicații, așa încât să vă eficientizeze munca și să vă ajute să vă promovați cauzele pentru care militați. În România, programul TechSoup rulează din anul 2011. Până astăzi am reușit să adunăm în comunitatea noastră peste 4200 de organizații non-profit din România și circa 150 de organizații non-profit din Republica Moldova. Însă, mai multe, o las pe colega mea să vă spună, Gabriela Angel, care o să împartă cu voi câteva aplicații de comunicare care vă vor ajuta atât pe partea de comunicare internă, cât și pe cea de comunicare externă. Gabriela, ai legătura. Bun găsit tuturor, mulțumesc, Natalia. Mă bucur tare mult că am petrecut această după-amiază împreună și mulțumesc tuturor pentru acest lucru. Mă grăbesc să vă prezint resursele de tehnologie ce vă pot ajuta în activitățile de comunicare, resurse pe care le puteți accesa așadar prin programul TechSoup pentru organizații non-profit. Înainte de a trece efectiv către ele, aș vrea să fac și o precizare cu privire la accesul organizațiilor și cine poate accesa aceste resurse prin program. Programul TechSoup în România este deschis tuturor organizațiilor neguvernamentale fondate pe Ordonanța Guvernului 26 din 2000 cu privire la asociații și fundații, în vreme ce în Republica Moldova el este deschis tuturor organizațiilor necomerciale fondate pe legea 86 din 2020 sau pe legea veche 837 din 1996. O organizație pentru a putea căpăta statutul de membră în programul TechSoup, pe lângă această condiție de eligibilitate generală, trebuie să respecte și criteriile de eligibilitate pentru fiecare partener în parte, criterii pe care le puteți găsi în secțiunile dedicate parteneri pe techsoup.ro și respectiv donors pe Moldova pentru platforma programului TechSoup din Moldova. Am uitat să vă spun că în această dimineață zeii internetului sau ai tehnologiei m-au pedepsit un pic, motiv pentru care mă aflu fără cameră în fața dumneavoastră, îmi cer iertare, dar sper să mă auziți bine și să urmăriți mai cu atenție prezentarea. De asemenea, aș dori să mai precizez și că mie îmi plac foarte tare link-urile, pentru că atunci când am răgaz mă întorc la ele și citesc pe îndelete informația de care am nevoie. Și am atașat foarte multe link-uri la această prezentare pe care o veți primi în zilele următoare. Acum, când vorbim despre comunicare, și astăzi am vorbit mult despre comunicare digitală și vorbim din ce în ce mai des despre comunicare digitală, discuția implică și instrumentele de care avem nevoie pentru aceasta. Intervenția mea de astăzi își propune să aducă în fața dumneavoastră câteva tool-uri digitale, cum vă spuneam, pe care le puteți folosi în organizarea dumneavoastră, pe care le puteți accesa prin TechSoup, fie gratuit, fie cu costuri mult reduse. Și primul tool despre care vreau să vă vorbesc este Airbnb Impact Experience. Airbnb este cunoscut de noi toți, este cea mai mare platformă de home sharing din lume. Și organizațiile se pot utiliza această platformă pentru a organiza, pentru a face fundraising de impact. Cum facem asta? O organizație care este înregistrată și validată de TechSoup merge în platforma Airbnb, verificăm dacă serviciul respectiv este disponibil în orașul în care operăm și înregistrăm gratuit un cont de host. Completăm informațiile despre organizație și configurăm experiența. Acum, experiența în terminologia Airbnb este de fapt un tur și probabil că mulți dintre noi am participat în tururi ghidate, știu eu, tururi urbane, rurale, lecții de gătit sau chiar acțiuni de ecologizare. Atunci când setăm experiența în platforma Airbnb, organizația noastră percepe o taxă de participare. Această taxă îi revine organizației în procent de 100%, platforma putând fi utilizată gratuit. Airbnb așadar ne oferă posibilitatea de a organiza experiențe online sau offline,
pe care să le transformăm în evenimente recurente de strângere de fonduri. Următorul instrument pe care vi-l propun este disponibil atât în România cât și în Republica Moldova și se accesează prin intermediul, este un produs de catalog, cum numim noi în terminologia programului, se accesează din site-ul textu.ro și respectiv platforma moldova.textu.global. Get Response este, așa cum își spun, un instrument de marketing all-in-one. Este foarte similar cu mult mai cunoscutul și mai utilizatul de către noi MailChimp. Și putem utiliza Get Response în organizația noastră pentru a rula campanii de marketing prin e-mail, diverse automatizări de marketing, îl putem utiliza pentru că are o funcționalitate de constructor de website-uri și pagini web și multe altele. Prin urmare, putem utiliza Get Response prin textul pentru a implementa campanii de marketing prin e-mail, prin care organizația noastră să-și țină aproape susținătorii sau să-și lărgească audiența. Îl putem utiliza pentru a monitoriza rata de conversie a acestor campanii, astfel încât să ne ajustăm mesajele și îl putem utiliza inclusiv pentru a ne crește donațiile sau cuantumul donațiilor primite prin campanii dedicate de servicii de publicitate, prin social media sau prin utilizarea funcției de landing page customizat. De asemenea, Get Response oferă și o funcționalitate de webinar. Îl accesăm așadar, cum vă spuneam, din pagina de catalog. Practic, atunci când o organizație îl accesează, obține un discount de 50% pentru un abonament, pentru o subscripție de 2 ani. Noi am făcut niște calcule și niște simulări în TechSoup și am înțeles că dacă o organizație medie, care are o bază de date între 5.000 și 10.000 de contacte, accesează Get Response, ar putea face o economie de undeva 30-40% față de costul plătit pentru serviciile MailChimp. În continuare, mă grăbesc să trec la Google Ad Grants, serviciu care este disponibil momentan doar în România. Este unul dintre serviciile, poate cel mai cunoscut serviciu, parte din programul Google for Nonprofits și nu o să insist foarte mult, tocmai pentru că eu cred și am convingerea că este un serviciu destul de cunoscut. O organizație înregistrată și eligibilă aplică în Google for Nonprofits, iar după ce înregistrarea sa este aprobată de Google, își activează Google Ad Grants. Google Ad Grants știm că este că pune la dispoziția organizațiilor non-profit un credit lunar virtual de $10,000 sub formă de publicitate gratuită prin motorul de căutare Google. Există câteva reguli importante și le găsiți în linkul de pe slide-ul afișat. Dar aș dori să precizez doar câteva. Pentru a-l accesa, organizația trebuie să dețină un website funcțional și actualizat. Și amintiți-vă la referința și la informațiile despre care vorbea Justina în primul panel, că un site actualizat ajută foarte mult atunci când căutăm să încheiem un parteneriat cu o companie. Și pentru Google este important și ne vor fi de folos secțiunile cu privire la misiune, la echipă, la proiecte și programe desfășurate și atunci când vom rula campaniile noastre de Ad Grants. Anunțurile, ad-urile sunt afișate numai în formă text, în format text, deci nu GIF-uri, nu imagini. Și toate campaniile trebuie direcționate în funcție de cuvinte cheie. De asemenea, contul de Google Ad Grants trebuie monitorizat constant, trebuie să vă autentificați acolo cel puțin o dată pe lună și să rulați totodată cel puțin o campanie lunară. Următorul serviciu este un serviciu cloud-based de catalog, este disponibil în ambele țări și, scuzați-mă, este vorba despre Amazon Web Services, Simple Email Service mai precis.
Amazon este o platformă securizată de servicii cloud care oferă putere de calcul, spațiu de stocare a datelor, livrare de conținut, dar și alte funcționalități organizațiilor care sunt înregistrate în TechSoup și eligibile pentru Amazon Web Services, fără ca acestea să dețină sau să investească în infrastructură fizică. AWS pune la dispoziția organizațiilor prin TechSoup un credit anual de $1,000, prin care acestea pot achita serviciile AWS pe care le utilizează. Înainte de a accesa serviciile AWS, recomandarea noastră este să verificați direct pe site-ul partenerului dacă serviciile care sunt necesare organizației dumneavoastră sunt acoperite de aceste credite, și mai ales recomandarea noastră este pentru a implementa AWS în organizația dumneavoastră, veți avea nevoie de o persoană cu expertiză tehnică și de IT. Amazon Simple Email Service este un serviciu de email construit așadar pe infrastructura Amazon, prin care puteți trimite e-mail-uri tranzacționale, mesaje de marketing sau alt tip de conținut către susținătorii și abonații organizației dumneavoastră. De asemenea, în prezentare veți găsi link-urile cu pașii necesari sau întrebările frecvente despre Amazon Web Services for Non-Profits. Un serviciu extrem de recent în programul TechSoup și este disponibil atât în România cât și în Moldova din această vară, este vorba despre Tulio. Tulio este unul dintre serviciile care trebuie accesate de organizație din platforma partenerului. Este o platformă de comunicare care își propune să acopere sau să umple, dacă vreți, golul dintre aplicațiile web-based, aplicațiile care funcționează așadar pe internet, și telefonia mobilă. Practic, Tulio folosește network-ul pe care îl foloseam cu toții înainte de apariția internetului, și anume agenda telefonului nostru mobil. Tulio oferă organizațiilor înregistrate și validate în TechSoup un credit de $500 anual, pe care acestea îl pot folosi în campanii de trimitere a mesajelor de tip SMS sau a mesajelor de tip voce, își pot crea chiar diverse numere de telefon sau chiar un centru de contact în cloud folosind sistemele Tulio. Vă invit să descoperiți poveștile de succes ale organizațiilor care au folosit acest serviciu. Următoarele două instrumente pe care vi le prezint sunt foarte similare. Sunt două platforme de crowdfunding și de voluntariat. Este vorba despre Benevity și Copalana. Benevity este probabil mult mai cunoscută. Ea este dedicată angajaților din marile companii care pot dona organizației dumneavoastră fie ore de voluntariat, fie chiar bani. Este un serviciu pe care îl accesați direct din site-ul, din platforma Benevity. Verificați întâi dacă organizația este înregistrată și validată, mergeți în platforma Benevity și urmați pașii de acolo. Mare atenție atunci când furnizați datele bancare. Serviciul este complet gratuit și încurajarea noastră este să vorbiți cu prietenii sau cu susținătorii organizației, să întrebe în companiile în care lucrează dacă acestea sunt înscrise în platforma Benevity, astfel încât să poată face donații recurente. Copalana este un serviciu extrem de recent, intrat în programul TechSoup în mai anul acesta, este disponibil atât în România cât și în Moldova. Poate fi accesat direct din platforma partenerului. Este un serviciu de crowdfunding și căutare de voluntari. Organizațiile utilizează platforma în mod gratuit. Ca și Benevity, vă poate ajuta să vă extindeți audiența și publicul organizației, să creați parteneriate noi și chiar să creșteți capacitatea organizațională și nivelul de pregătire al membrilor echipei prin voluntariatul oferit de experții din cadrul companiilor care sunt înregistrate în platformă. Și amintiți-vă de experiența pe care ne-a împărtășit-o Călin în timpul celui de-al doilea panel despre compania la care lucra și care oferea ore de voluntariat în sectorul non-profit.
Voi trece repejor la o altă categorie de soluții, pentru că atunci când comunicăm, nu comunicăm doar prin texte, ci mult comunicăm și prin imagini, vizualuri, infografice și așa mai departe. În programul Textul puteți accesa o serie de soluții care să vă ajute în acest sens. Tableau este un produs de catalog, îl găsiți atât în România cât și în Republica Moldova. Este o licență software on-premise, adică un program de software instalabil local și utilizat pentru analiza și vizualizarea datelor în principal. Este o licență care, odată obținută în TechSoup, este valabilă 2 ani pentru 2 utilizatori, se poate reînnoi la fiecare 2 ani. Adobe, vorbim despre Adobe și Adobe Unlimited în România. Prin Adobe, organizațiile din România pot accesa produsul Adobe Acrobat pentru Windows sau pentru Mac și nu o să mă opresc prea mult asupra lor pentru că sunt produse foarte cunoscute. Iar prin programul Adobe Unlimited veți putea accesa Photoshop Elements și Premiere Elements. Sunt produse de catalog, sunt licențe valabile în acest moment pentru 4 ani, pentru 2 utilizatori. În Republica Moldova este disponibil ca produs de catalog Adobe Cloud. Este varianta în cloud a lui Acrobat. Organizațiile care îl accesează din catalogul programului TechSoup Moldova obțin un discount aplicabil pentru un abonament anual și vor trebui să meargă în platforma Adobe pentru a-și activa produsul și a aplica discountul. Autodesk este celebrul partener care produce software de proiectare. Vă poate fi de folos dacă organizația dumneavoastră are nevoie să proiecteze 3D sau să vizualizeze și să simuleze proiecții. Este un produs de catalog, este o licență cloud-based, valabilă un an de zile. Ultima categorie de produse sau de soluții de comunicare pe care vroiam să vi le prezint astăzi sunt soluțiile de comunicare internă, pentru că în organizațiile și în echipele noastre comunicăm mult și foarte mult și intern. Vă voi prezenta Asana, voi începe cu Asana, care este un instrument de management de proiect prin care puteți colabora și coordona activitățile organizației de oriunde din lume și de oriunde s-ar afla membrii și echipei și colegii dumneavoastră. Asana vă va ajuta concret să monitorizați stadiul proiectelor și al activităților, să atribuiți sarcini, să urmați calendarul de activități și atingerea obiectivelor. Practic, vă va ajuta să economisiți importanta resursă de timp pe care alminteri ați fi petrecut-o în ședințe de monitorizare sau de, sincronizare între membrii echipei. Prin TechSoup, este un produs de catalog, obțineți un discount de 50% pentru planurile Asana Premium sau Asana Business la un abonament anual. Asana însă oferă și o perioadă de trial de 30 de zile, astfel încât dumneavoastră și echipa dumneavoastră să puteți încerca produsul, să vedeți dacă corespunde nevoilor și exigențelor dumneavoastră, dar oferă și un cont gratuit pentru până la 10 utilizatori. Cel de-al doilea produs, Slack, este preferatul nostru la TechSoup, este disponibil atât în România cât și în Republica Moldova, poate fi accesat direct din pagina partenerului. Slack este un instrument de comunicare care folosește mesageria de tip instant. Noutatea sau inovația pe care o aduce Slack este faptul că mesajele sunt organizate în canale, așa numitele channels, care pot fi subiecte de discuție sau chiar proiecte. Puteți utiliza Slack pentru a comunica audio-video cu membrii echipei, puteți trimite un număr infinit de documente și de formate de documente, puteți chiar invita colegi din alte organizații care să se alăture în Slack pe anumite canale acolo care descriu proiectele unde lucrați, în care lucrați împreună. Pentru un workspace, care în terminologia Slack înseamnă un cont de organizație, cu până la 250 de utilizatori, serviciul este complet gratuit. Dacă depășiți 250 de utilizatori sau doriți să accesați planul Business Pro Plan, prin TechSoup puteți obține un discount de 85% din valoarea de piață. Ultimul instrument, dar nu cel din urmă, Workplace by Meta, este un instrument de comunicare internă. Se accesează direct din platforma partenerului. Este un instrument care combină funcționalități precum Messenger, Groups,
chat rooms live video și chiar traducere automată a mesajelor. Deci poate acoperi o gamă largă din nevoile de comunicare interne ale organizației dumneavoastră. Workplace by Meta oferă o perioadă de trial de 30 de zile, iar planul Workspace Core este complet gratuit pentru o serie de organizații. Lista organizațiilor care nu sunt eligibile să acceseze gratuit acest plan o găsiți disponibilă pe site-ul partenerului. De asemenea, puteți integra în Workplace aplicațiile Google Drive, Dropbox, Trello sau chiar Google Workspace. În final, vă invit să urmăriți noutățile despre program în cele două secțiuni dedicate, Blog pentru programul din România și Learn pentru programul din Republica Moldova. Răspundem mesajelor și întrebărilor și solicitărilor dumneavoastră de asistență pe cele două adrese de e-mail, credem noi, deja cunoscute. Ne străduim să răspundem în cel mult 48 de ore. Mulțumesc! Pentru întrebări ne auzim ulterior. Natalia, back to you! Mulțumim tare mult, Gabriela, pentru resursele de tehnologie împărtășite cu noi, cu siguranță din toată suita de produse de comunicare. Participanții au identificat sau vor identifica care din ele le vor fi utile în comunicarea internă și externă. Și uite așa, cu acest eveniment, cu acest ultim panel, am ajuns și la capăt de eveniment, la capătul celor 3 ore dinamice, în care am încercat să abordăm teme mari, dar după cum spuneam și la început, am încercat doar să fixăm niște repere după care să ne ghidăm în munca pe care o facem zi de zi. Zic că au fost 3 ore intense, 3 ore dinamice, dar din care ieșim cu niște lecții și cu niște idei de pentru implementarea lor ulterioară. Pentru toate astea, haideți să le mulțumim vorbitorilor / activatorilor noștri de astăzi cu câte o duzină mare de aplauze virtuale. Mulțumim fiecărui speaker în parte pentru tot ce a ales să împartă astăzi cu noi. Totodată vreau să mulțumesc și partenerului nostru Event Mix, care ne-a fost și gazda acestui eveniment și care ne-a adăpostit pe platforma lor. Și totodată vreau să le mulțumesc și pentru partea de speaker cu care au venit în acest eveniment. Și nu în ultimul rând, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, participanților, pentru că ați stat cu noi până la finalul acestui eveniment și ați venit cu multă dorință de a învăța și de a afla lucruri noi despre cum putem activa puterea binelui prin comunicare. Însă, înainte de a închide chat live-ul de astăzi, vreau să vă rog să ne lăsați în chat un lucru cu care plecați acasă sau o idee care vi s-a părut utilă și pe care aveți de gând să o materializați. Și înainte de a pune stop acestui live, vă invităm în zona de networking, unde ne așteaptă o parte dintre speakerii evenimentului. Ei ne așteaptă la mesele virtuale, unde ne vom putea așeza tot într-o formă virtuală. Acolo ne cunoaștem și discutăm toate cele nediscutate și toate întrebările care nu au avut timp să fie adresate și răspunse în timpul live. Pentru a vă așeza la o masă virtuală, vă rugăm să accesați secțiunea de networking de pe pagina evenimentului. Pentru cei care nu mai pot sta alături de noi în zona de networking, pentru că nu le permite agenda sau din diverse alte motive, vrem să vă mulțumim, vrem să vă urăm succes în toate proiectele pe care le întreprindeți și să nu uităm, în comunicare trebuie să rămânem curajoși, consecvenți, autentici și, cum spunea Cătălin mai devreme, crazy. Toate bune și vă mulțumim!